Ziua! Ce faci, chat? Bună ziua, bună ziua! Astăzi, la o oră mai decentă, diseară filmăm și avem o grămadă de treabă. Ce faceți? Cum estați voi, băieți? Cum estați? Am pregătit niște chestii, ne uităm la ele pentru că vreau să scot pe canalul de reacții niște chestii foc rău de tot, deci am în cap niște chestii mega bombă pentru canalul de reacții. Ce faceți? Cum sunteți? Cum vă este ziua? Cum v-a fost ziua? Stați un pic că vreau să văd ceva. Dacă eu îi bag ăsta. Nu e nimeni cu mine, nu? Sunt eu cu mine. Bombă, am conectat și USB-ul. Ce faceți? Cum sunteți astăzi? Cum v-a fost ziua asta nebună? Nu vreau output-ul acolo, aș vrea output-ul aici. Ia să vedem, merge. Bomba asta voiam să aud. Din 6 am făcut 9 la bio. Bine, Michi, bine, cum ai reușit? Vă faceți temele, ce viață. Acum ați ieșit de la școală, nu? Cum e, v-am pregătit, ne uităm așa. Ne uităm la colecția H&M Heron Preston. Ne uităm la un vlog de-al lui Dorian. Ne uităm la vlogul lui Drăcea. Ne uităm la ce vând românii pe OLX. Și am mai pregătit ceva cu... și vlogul lui Saic. Ce să fac, Jorge, ce să facem? Bine, voi ce faceți? Te pup, Vali, te pup. Încă n-au ajuns la mine hanoracele, Vali, să știi. Și eu îmi bat capul rău de tot. Încă nu mi-am venit. Eu am ieșit la 12, dar mi le fac acum, că am avut chef, ok. Mai vreau video cu comanzi de pe Temu și mai multe. Gabriela o să vină. Vine. Oho, Iohan, la ora asta. Salut, Iohan, ce faci? Ce faceți? Cum te înțelegi cu hanora cu Iohan? Cum e? Problema, să rămână mult, Vali, să știi. Salut, Alex. Salut, te interesează să cumperi o pereche de Air Force One Off-White Low Sale? Nu. No. Nu vreau să mai cumpăr perechi de Adidas, mi s-a luat. Adică, deja mi se pare că am cumpărat prea multe perechi de Adidas și am mult prea multe perechi de Adidas. Super, toată lumea mă întreabă de unde l-am. Oh, bun asta, spune-le că poate să-și intre. Și vezi că ți-am dat codul ăla de mulțumesc pentru order. Poți să le dai lor dacă vrei să comande cu 10% discount, gen. Chiar poți să le dai lor... Să comande plus de asta chat, dacă sunteți din București și vreți să comandați de pe G-Buy Georgescu, vi le livrez personal, personal, eu pe persoană fizică vin la voi acasă și vă aduc hanorac cu tricou, blugi, ce vă comandați voi? De ce vrea sufletelul vostru să comandați? De unde poți să faci un legit check sau la cine check, frate, altundeva nu văd unde. Haideți să facem în felul următor, haideți să începem. Fiți atenți, tocmai ce s-a lansat colecția H&M X Heron Preston, frate. H&M X Heron Preston. De-abia aștept să văd colecția, vreau să ne uităm împreună, mă uit în premieră, efectiv, mă uit în premieră cu voi. Chiar sunt foarte, foarte, foarte curios ce au făcut aceștia și hai să vedem. Asta este colecția, se numește H2, îmi plac foarte mult pozele și tot ce au făcut aici, puteți să vedeți deja o primă parte a colecției. Niște bombere, frate, vai de capul meu, în colecția asta... Incredibile, incredibile. Astea sunt o parte din produse, dar după o să ne uităm la toată colecția. Vreau să ne uităm prima oară prin poze. Pentru că, bă, într-adevăr, Heron Preston face niște chestii cool. Dar în același timp, bro, colecție cu H&M, vă dați seama că prețurile sunt mult, mult, mult mai mici. În schimb, ce mi-am luat eu din New York, de la Heron Preston, ca să vă și arăt, mi-am luat un tricou, am fost la 260 sale. E un magazin din ăsta. E un magazin din ăsta care are reduceri, de unde am luat și geaca aia de la Marni. Și ia vedeți cum e tricoul ăsta, chat. Tricoul ăsta l-am luat cu 80% discount, frate. 80% discount acest tricou cumpărat, imaginați-vă. Deci tricoul ăsta 80%, ceea ce mi se pare wow. Oho, bună mod, bună, bună. Te pup, mod football. Așa, deci. Bă, colecția asta pe mine unul m-a șocat. Bă, deci au niște chestii, bombărele astea, vă jur, pe ce vreți voi, bă, nu că-mi plac. M-au spart rău de tot, într-adevăr și prețul e un pic mai măricel. Și aveți tricourile astea, pafărele astea, bă, și pantaloni. Uitați-vă puțin cât de mișto poate să arate. Uite, un tricou e 114 lei, nu e așa de mult. O pereche de pantaloni și de piele sunt 700 de lei, ăștia sunt pic cam mult. Blugii ăștia sunt ok puizat. Dar haideți să ne uităm la toată colecția, pentru că putem să apăsăm aici colecție completă și să intrăm să vedem toate produsele. Ăsta este bomberul, e full size run.
Selectare mărime, da, deci tu au toate măsurile, doar că este 949 de lei acest bomber, dar chat. Cum vi se pare? O, oh, te pup, Duțu, te pup! Cum vi se pare chat? Ia ziceți-mi și mie, cum vi se pare acest... Ziceți-mi și mie. Uitați-vă puțin cum arată. Insane. Insane, jachetă de aviator. Ai, e reversible, ia stai. E și neagră. Fai, cât de tare e asta. Bă, uitați-vă cât de mișto e. Cum vi se pare ceata asta? Cum vi se pare că arată? Uitați-vă puțin cât de mișto poate să arate jacheta asta la... Într-adevăr, este un pic cam scumpă, 950 de lei, dar arată cool. Uite, și au și... Asta e urât, asta e mult. Asta e frumos rău, asta e frumoasă rău de tot pe negru, dar asta e frumoasă pe ambele părți. E frumos burgundiu ăla. Asta nu-mi place. Sau, bă, e kind of cool. Dar nu mă dă pe mine pe spate, nu știu de ce. Cum vi se pare asta, chat? Eu nu știu dacă sunt neapărat fan al chestiilor ăsta din material de denim. Habar n-am de ce. H2 Industries New York City. Ce bun. Puuu, dar vedeți atenție la detalii. H2 inclusiv aici. La mânești, la spate, că au pus întăriturile alea pe coate. Și ia vedeți interior. Vedeți că nici interiorul ăsta nu e rău. Că au pus întăriturile alea, aia îți place, nu? Nu știu ce să zic. Bă, asta am mixed feeling, sincer. A, nu, ok, n-au întărituri. Au și aici un, cum se numește, văd că are și un buzunar. A, ba, da, au și întărituri aici la coate. Not bad, dar 700 de lei mi se pare un pic cam mult pentru asta. Ce vezi, deja... A, asta e chiar full size run. Și asta e frumoasă rău de tot, geaca asta de denim. Bro, geaca asta de denim chiar e bine. Chiar e bine rău de tot, gen. Ia uitați obțin. Bun rău. Bă, eu o să vreau să fac un coș pe care o să-l țin acolo și după vedem ce păstrăm, ce nu păstrăm. O să bag adăugare. Mai sunt câteva bucăți, ok. Dăm next, hai să vedem. Bă, mai eu ăsta, nu știu dacă mi-l aș... Hai, mai eu de raiat, ok. Nu mă da așa și așa pantalonii aia de piele. Bă, Larry, ești aici? Zi-mi și mie. Ce zici? Pantalonii ăștia de piele, ți se par ciudați? Mie îmi plac un pic și nu știu de ce, de fapt un pic mai mult îmi plac cum arată. Nu știu de ce, chiar îmi plac cum arată pantalonii ăștia scurți de piele. Și dacă șapca asta e din colecție, mega bine, vedeți. Da, ăsta mi se pare 92 de lei, adică eu mai eu simplu, nu pot să zici că e exagerat ca și preț. Tare și ăsta. Tare așa, bluză cu imprimeu. Tare, îmi place ăsta, cum vi se pare? Sunt mișto, asta am zis și eu, chiar sunt mișto. Te pup, Cezar, te pup. La mulți ani, la mulți ani, Cezar. Bă. Tare și ăsta. Hai, băgăm. Nu știu cum e fit-ul, vreau și termeni și condiții de scriere. N-avem și noi un fit. Da, băgăm un XL. Larry, XL sau L, ce zici? Ce zici, XL sau L? Ce crezi că mi-ar fi bun la ăsta? Chiar e kind of cool și ăsta. Îmi place foarte mult că e așa. Sau nu-ți place? Cum ți se pare ăsta? Skip la bluza asta? Ok. Mă sfătuiești și cu voi. Zice skip? Ok. Mă sfătuiești și cu voi. Asta nu-mi place. Nu știu, mi se pare prea... Nu știu, e ceva ce nu... E ceva parcă, nu? Sau sunt eu nebun? Parcă nu... Ăsta, dragonul ăsta de aici nu-mi place atât. Asta e penală sau care e penală, Larry? Asta sau aia altă? Asta, da. Asta și mie mi se pare un pic de pe Shane, așa. Da, asta nu-mi place nici mie. V-am zis. Ăștia sunt stoc epuizat. Dar ce era așa de capul lor? Ăștia erau pantaloni de training, cum ar veni. 220 de lei pantaloni din molton. Ce să ia molton, cea, știți? Ce e la molton? You know what is molton? Ia să vedem ce e la molton. Molton. Ai un material, cum ar veni, ok, moltonul ăsta, am înțeles. Un material mai gros, ok, Larry, să rămână. Ăștia au fost 220 de lei. Kind of interesa... mișto asta cu buzunarul. Uite, tare asta că au lăsat buzunarul așa. Îmi place, chestia asta chiar îmi place. Mișto, nu-mi place... De fapt, cusătura aia verde e com si com sa. Și uite, fii atent ce au pus aici. Deci pe agletul ăsta, deci probabil este ceară din asta argintie. Cool și ăsta, detaliul ăsta argintiu. Te pup, Gabi, te pup! Tare, ia să vedem next. Ăștia sunt pantalonii scurți de la același de la. Pantalon scurs din molton, dar nu mai mi-au așa ceva, că i-am pe aia deja. Mi-am luat pe ăștia de la Keith. Hanorac River... Ce culoare e pe interior, frate? Ce culoare e pe interior? Că arată superb hanoracul ăsta.
Reversible. Ah, n-are nimic, ok. Deci aceeași culoare, doar că n-are scris Unity ăsta. Bă, cât de tare! Ce tare e hoodie-ul, ce tare e fit-ul la hoodie. Cum vi se pare chat fit-ul la hoodie-ul ăsta? Într-adevăr e 330 de lei, țineți cont de chestia asta. Te pup, Ololoș. E 300... Există pe negru, Mickey? Am ascultat Abyss Mode, îmi place. Chiar i-am scris și astăzi lui Ian, bă, bomba albumul. Tricou cu... Mai e doar S și XS. Ce, dacă purtați S sau XS, ia vedeți aici ce tricouri aveți, bombă. Și probabil e material mișto. E W Rohan, oracu, chiar e tare ăsta. Ce tare e hoodie-ul, tricou ăsta. Nu mai au LXL, să-mi bag picioarele. Mamă, ce mă oftic. Bă, n-aveți idee cât de tare pot să mă oftic pe chestia asta. Ia să vedem. Ăsta-l mai au. M e cel mai mare, dar nu cred că mi-e bun M. Dar într-adevăr cred că e și oversize. Dar vreau și eu, bă, o măsurătoare. Tricou cu imprimeu, bă, e tare rău de tot și ăsta. Foarte tare. Foarte, foarte tare ăsta, vă jur, ador. Ador. Deci dacă purtați S sau M, vă las link să vi luați repede. E 115 lei, adică eu zic că e pomană din punctul meu de vedere. Tricou H&M Heron Preston, se pare cool collab, gen. Chiar mi se pare cool collab. Mai eu iar pe alb, același de la strat dublu. Asta nu-mi place. Unora poate li se pare hard, mie nu-mi place, nu știu de ce. I am not a big fan. Ăștia. Blugii ăștia încă sunt. Și vin cu și red, tare. Băgăm un 34 acolo pe dreapta la blugii ăștia, că îmi plac, ok. Blugii ăștia chiar îmi plac. Big W sau L tricoul Next Level Angel? Care duțu? Tare, chiar tare. Și asta. Îmi plac și blugii ăștia. Bă, și ăștia i-am văzut. Loose jeans, da? Sunt kind of cool, dar mi se par mult prea încărcați cu H2-ul ăsta, așa, iurea. Nu știu ce să zic. Nu știu dacă sunt neapărat fan că sunt așa încărcați cu tot H2-ul ăsta. Voi ce ziceți? Te pup, Daniel, te pup. Nu-mi place deloc verdele la pe pantalon. Nu-ți place verdele? De ce, gen? Nu-ți place verdele de pe cusătură? Îți place, Ololoș, nu? Îți place? 270 de lei. Ia link dacă vrei să-ți iei, nebunule. Ia. Comandă-ți acolo la Cluj. Nu știu, o să mă uit, Duțu, o să mă uit. Hai, pun și pe ăștia un 34 să fie acolo. Doar să fie, nu știu dacă-i vreau. Ăsta-i denim alb. Bă, nu mă înțeleg eu, frate, cu denimul alb deloc. What? Ah, ok. Ok, nu înțelegeam de ce aici sunt așa drept, dai pe tocuri. E mega nice chestia asta, vedeți? Că au făcut aici verde, maro, verde, maro. Asta mi se pare mega nice cum au făcut-o. Vedeți cum se vede verdele și cu maro-ul ăla. Interesant, 270 de lei, chiar ok. Chiar ok. Asta zic, frate, asta zic. N-avea cum să mai stea hanoracul ăsta aici. N-avea cum fizic. Bă, Larry, ce zici, mă, de ăștia? Merită 7 milioane? Compoziție văscoză, strat exterior. Merită, sunt și piele naturală, fuck it. Ne luăm un OF, Bitter, Georgescule. Larry, ești aici în continuare? Voi ce ziceți de pantaloni ăștia? Am așa mixed feelings cu ei, nu știu ce să fac. Sunt într-adevăr, sunt 7 milioane. Țineți cont de chestia asta că sunt 7 milioane. Eu îi adaug și vedem după, dar v-am zis, nu sunt prea mare fan că e piele naturală de vacă. Puh, ăsta era hard. Ăsta chiar hard, dar ciuciu. S-a dus. Mă, și cam asta a fost, nu? Crahat. S-au dus toate astea mișto, s-au dus destul de repede. Din păcate. Chiar s-au dus repede. Chiar s-au dus repejor să-mi bag picioarele. Stați un pic chat. Vai. Da? Larry! Vedeți stupurile astea? Asta e kind of hard. Asta mi se pare hard rău de tot. Poți altceva la banii aia. Bă, cam jale pantalonii. N-am fost atentă. Cum se pare topul ăsta, Larry? Mie-mi place topul ăsta. Și pantalonii ăștia îmi plac. Nu știu de ce. Îmi plac pantalonii aia. Hoodie-ul ăsta, frate, vai. Cât de tare e hoodie-ul ăsta. Păcat că numai la 330 de lei nici nu stăteam pe gânduri. Uitați-o puțin cât de șmecher poate să fie acest hoodie. Bă, blugii, ce mi-aș lua 100% carpenterurile alea. E oribil, ce topul, nu-ți place?
Shorts cu benzi laterale în curând. Deci ăsta încă nici nu l-au băgat. Fuck it, ok. Stai short de baie. Căcat. Șapca asta, în schimb, tare rău de tot la 93 de lei. Uitați-vă cât de mișto e șapca asta cu toate detaliile. Și aici brodat frumos cu H2-ul pe interior. Bă, mega cool asta. Ia uite și aici ce tare au făcut colecția asta. Foarte tare. Big up H&M cu Heron Preston. Bine. Păcat de ei că nu mai sunt frumoși ăștia chat. Bagă mie șapca. Nu mai ești, Blari, că ți-o luăm. E sold out. Din păcate. Colier tip lanț de bicicletă. Brățară tip lanț de bicicletă. Asta nu e așa interea. Chiar mi se pare interesantă și lanțul ăsta tip așa. Chiloți, pantaloni scurți tip colier. Ah, ok. Deci ăștia sunt motorbiker de aia pentru cum ar veni. Tare. Colecția completă. Bă, sincer, sunt impresionat, vă jur. Chiar sunt mega impresionat de ceea ce a făcut H&M acum. Mi se pare insane că... Bă, ia stați un pic, gata, am auzit mai tare așa. Mi se pare insane că au reușit, frate, să facă așa ceva gen. Mi se pare wow, rău de tot faptul că ei au reușit să scoată o colecție atât de cool. E la fel ca aia de la Mugler, frate, au rupt cu ea. Sunt în dubii cu ăsta. Nu știu dacă aș da 9 milioane, dar astea o să intre 100% la reducere la prețul ăsta. Ia hai să vedem ce avem în coș momentan. Coșul de cumpărături. Mai sunt câteva bucăți. Ăștia nu... Astea 3. 13.096.000. Da, chiar sunt hard ochelarii aia, Daniel. Deci ăsta e coșul pe care mi l-am făcut. Nu știu ce să fac. Steelworker în pânză, ia să vedem. Bă, carpenterurile astea sunt mișto rău de tot, sincer. Chiar îmi plac. Ăștia iau 100%. Nu știu ce să fac cu pantalonii aia de piele, sincer. Pantaloni scurți din piele, dar sunt hardiși, adică mai sunt câteva bucăți la 36, sunt destul de hardiși, mi se par. Dar puteau să pună și ei piele ecologică, nu piele de vacă sau ceva, da. Pisicii măsii. Larry, mai ești, nu-ți plac pantalonii aia scurți normali? Care pantaloni scurți normali? Nu merită, nu? Zice Michi. Voi ce ziceți, chat? Merită 7 milioane perechea asta? Dar Răzvan, trimite-mi G-Bai Georgescu și în Danemarca. Cred că am mai avut discuția asta. Cred că am avut-o chiar în privat, mi-ai mai scris de chestia asta. Ăștia. Bă, i-am pe ăștia deja care... Ci... Dar nu-s răi. Nu pot să zic că-s răi ăștia, ololoși. Chiar nu pot să zic că-s răi, dar... Am deja pantaloni scurți pe care de-abia mi-am luat. Nu știu, eu nu prea... Și nici nu-mi plac pantalonii scurți, frate, din... Din cum se numește? Din material din ăsta de... Nu-mi place, nu prea-mi plac deloc. Ce e cu prețul ăsta la H&M? Ce vrei, frate? Mai au și... Bă, și ăsta mi l-aș lua, chiar dacă e albastru. Și era el mai devreme, nu? Era el. Sunt un dobitoc. Cel mai mare dobitoc. Sunt un dobitoc. Wow, ok. Sunt un mega dobitoc, nu vine să cred. De ce nu mi-am luat eu elu? Puteam să-mi iau elu și era așa simplu. Of, păcat. Bă, pantalonii ăștia măcar să-mi iau, să nu-i pierd. Da, mi-au pantalonii ăștia, blugi ăștia mi-au. Îi dau lulari acum să-mi comande și mie. Da, ăștia marș. Marș. Da, ăștia-i luăm. Ăștia-i luăm. Dacă nu scria Unity pe el, era Caterinca. Pe care, Redule? Ai schimbat poza de profil, ce nebun ești. Care, Redule? A, dacă nu scria Unity pe toate, ok, am înțeles. Bă, n-ai cum să-mi zici că chestiile astea nu sunt hard as fuck. Hoodie-ul ăsta negru care e reversible. Ea era absolut hard, dar s-a dus. Șapca asta hard as fuck. Șapca asta wow, efectiv. Ia stai să văd. Ia vezi ăștia, Redule. Ce zici de pantalonii ăștia de piele? Tu ce zici? Tu, după capul tău, ce-i face cu pantalonii ăștia de piele? Ia zi. Tu ce-i face? Tu ce-i zice de astea? Suntem toți uniți sub tricoul Unity. Ăștia chiar sunt hard, da, dar nu știu dacă eu am cu ce să-i porgen.
Și ăștia nu-ți plac, mă? Blugi ăștia, carpenterurile astea așa negre? Nu-ți plac? Ăia, ba da, ăia de piele încă sunt toate măsurile la ăia de piele, redule. La ăia de piele sunt absolut toate măsurile, gen, poți să-ți iei absolut orice măsură vrei tu încă. H&M, frate, H&M. Deci ăsta tot este H&M cu Heron Preston în colecția. Bă, imaginați-vă ce au putut să scoată. Dacă știam că ieri am înțeles că s-a lansat, îmi luam hoodie-ul ăla negru, chiar îmi place ăsta negru. Și îmi place și tricoul ăsta negru, rău de tot. Chiar îmi place. Ăsta mai e doar S și SM. N-am ce să fac, cred că cu SM. Dar asta e. Sunt deja peste tot Carpenters. Da, mă, dar îmi plac, sincer, și aș fi vrut ceva din colecția asta. Mi se pare cool, gen. S-o geaca asta de piele. Larry, mai ești aici? Bă-s mega indecis, o să dau comanda după ce terminăm acest live. Dacă mai prindem cea... Asta, frate, intru în depresie și... Mă voi gândi foarte bine la ce decizie iau. Dar, nu știu dacă ați văzut, se lansează acum colecția Supreme Argela. Cam asta a fost colecția de la H&M cu Heron Preston. Scrieți-mi voi în secțiunea de comentarii ce ați vrea. Ce ați vrea să vă cumpărați, efectiv. Ce ați vrea să vă cumpărați. Chiar sunt curios din această colecție. Îmi pare rău că am reacționat un pic cam târziu, pentru că aparent este stoc epuizat la aproape tot, în afară de câteva produse. Let's go, asta e. Ok, haideți să ne uităm la Supreme Mason Margiela. Ați văzut, mă? Ai văzut, redule? Mai pun 7 și iau Ricu. Erau vremurile bune, Tony. Cu ce sortez Campus 00 Lucid Blue? Nu știu. Încă mai am echipamentul ăla, cred. Hoodies hard as fuck, da, și mie mi se pare, da, infecție. Da, zi, vorbim după, Larry. Stați un pic să băgăm, să ne uităm la Supreme Drop List. Bă, tu crezi că astea s-a stricat ce a făcut Margiela aici la Supreme? Bă, nu mai fi nebun. Mă întorc imediat, mă întorc în 5 secunde, ceva. M-am întors. Mamă, cât de cald e. Redule, când scoatem și noi clipul ăla? Ne uităm, uite ce-o reușesc să mă uit pe live-ul ăsta? Eu îl închid cam într-o oră jumate, închid live-ul, ca să știi. Reușesc într-o oră jumate să mă uit și la ăla-l tău? Ce voi ai tu să scoți acum? Și eu mergeam, l-ai pus, păi ăla e următorul. Bombă. Bun, 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 bun. De 8 minute l-a pus. Chat, ne uităm la Red imediat. Redule, stai cu noi? Te uiți aici cu noi împreună? Vrei să te uiți cu noi împreună sau nu? Ia vedeți aici. The Real Red. Astăzi filmăm Outfit Battle până în 1500 de lei cu Albert și cu sora lui. Și cum se numește? Te pup și abata. Trebuie să faci curat, te amâncăși, să rumâna mult, Redule. O să mă auzi cu tine pe fundal. O să mă auzi cu tine pe fundal, e ok. Georgescu președinte, Doamne ajută. Nu vreau așa ceva. Prea mare responsabilitate. Ăsta e video mai special din câte văd eu, un video mai special. Dar vă promit că o să cumpăr haine Opium și eu împreună cu Red și o să mă îmbrace Opium de pe Temu, frate. O să mă îmbrace Red Opium pe mine de pe Temu. Pe asta am zis admiralul. 1500 am crescut bugetul, gata, chiar inflația asta ne-a venit de hack până la urmă. Ne-a venit de hack inflația.
Chat, let's go! Tocmai ce a postat Daria Red, am cumpărat haine Opium de pe Temu de 1000 de lei. Sunt curios ce a cumpărat domnul Red, Realul Roșu, Bogdi, al nostru. Hai să vedem ce a făcut Bogdan aici. Hai să vedem. Bă, știți bine că sunt foarte pasionat de haine, adică e cea mai mare pasiune a mea, hainele și YouTube-ul, așa că m-am gândit că tot mă bătează la cap să fac video despre fashion și oricum vreau să fac și o să urmeze content despre fashion și ca lumea, content ca lumea despre fashion. Mă gândeam să fac treaba asta, dacă e tot trending, să intru pe Temu și să fac un outfit Opium. Toată lumea, frate, în ultimul timp e nebunită după Opium și pentru un oarecare motiv, dacă porți haine negre, ești considerat Opium. Așa că astăzi, hai să facem un outfit Opium. Bun, am intrat pe Temu aici, să vedem ce găsim. Vreau să fac două. Bă, sunt foarte curios ce găsește el Opium. Noi am găsit numai ghene, frate, numai ghene, efectiv, bă, ultimele haine. Outfituri. Vreau să fac un outfit ok, care să arate, încerc eu să-l fac să arate cât de bine posibil de pe Temu. Un pic am greu, dar eu zic că ne descurcăm pentru că o grămadă de fake-uri pe aici și o grămadă de iteme care arată ca originalele sau încearcă să arate ca originalele. Și o să facem unul la Caterinca, la ștă, la mișto, să ne distrăm. Mamă, direct Opium. Mama mea, în asta voiam să te văd, Redule, vai de capul și de zilele mele. Să-l vedem pe Red îmbrăcat așa, nu, în cămașa asta de aici, din dreapta. Bă, fix în cămașa asta, vai de capul meu. Fii atent aici, cu fața asta de masă pe mine, ești prost. Cel mai important lucru de unde să plecăm, black baggy jeans. Ia, găsim ceva interesant. Vezi că unele nu-s rele, chiar nu-s rele unele de aici. Să vedem dacă găsim Balenciaga graffiti jeans. Că văd că aici sunt numai mizerii în astea Y2K, TikTok fashion, mă, ce-s... Păi astea se vând, Redule, ce vrei, Y2K-ul vinde acum foarte mult. Zerile astea, mă, omule, mă. Ok, black Balenciaga jeans. Ok, facem negru, deși aș fi vrut să mă duc pe altceva, nu pe negru, dar mă duc pe negru. Uite, ăștia sunt interesanți așa cu ripped, dar nu sunt destul de baggy. Trebuie ceva mult mai baggy, mult mai baggy. Mamă, ăștia direct... Și ăștia, nu? Pica mulăți. Undercover, ești prost? Aia zic, îi dăm pe undercover? Hai că îi ținem aici deschis, să vedem dacă merge. Aia nu-s răi. Opa, ăștia sunt interesanți. Ăștia sunt interesanți cât de cât așa. Vine și cu doamna. Bă, cine intrăm pe Discord, mă zici, căcaturile astea? Uite ăștia pe Revenge. Toți ciudații. Direct, Revenge, frate, ești prost? Pe Temu, cred că... Alea sunt goapii, aia din stânga de aici, de tot, asta e poza de pe goapii. Revenge aș vrea să-mi iau de pe Temu. Ar merge și niște leather jeans așa, știi? Știi ce-mi trebuie? Niște waxed flared. Aia ar merge. Opa, uite ăștia aici, ești nebun, așa deja ești Opium final boss. Dar nu-mi place stilul ăsta deloc, mi se pare foarte cringe. TikTok fashion type shit, știi? Chestii de care le găsești pe Instagram sau pe TikTok în ads, de pe site-uri fantomă, de dropshipping. Opa, trebuie ceva Opium, frate. Eu sunt Opium, yeah! Bă, de ce nu scriu direct? Opium jeans. Fii atent. Mam, gata. Mizerile. I-a dat direct la Opium jeans. Astea ordinare, bă, sper că n-aveți așa ceva. Dacă aveți așa ceva, dați-le foc, pe bune vorbesc. Dați-le foc, că-s infecte tare. Ce-s, mă, ăștia, mă, frate, mă? Tot alea spune pe goapi unele. Un haz, mă, frate, pantalonii ăștia. Un haz n-au, pe bune vorbesc. Ăștia-s decent, zici că-s de la ăia cum No Face Studios. Mamă, ăștia, ce dracu-s, mă, ăștia, mă, frate, mă. Bă, pe ăștia am vrut și eu să-i comand lui Semined, dar m-am oprit. Fix pe ăștia am vrut și eu să-i comand Redule de la Semined pentru Semined. Și asta, mă, fii atent acolo, frate, pantaloni cu tuburi. Tu te dracu. Omule, mă, cum te poți îmbrăca cu așa ceva? Te uiți la așa ceva și zici, da, mă, frate, eu asta vreau să port. Vreau să fie în același timp ceva mai diferit, nu vreau să fie ceva simplu, știi? O să încerc, cred că, să iau ăștia ca ăia de la undercover. Cred că aia ar fi cea mai ok. Aia, cred că eu de-abia aștept să-i văd cum arată când au ajuns la tine, Redule, dacă e comandat pe aia. Pentru că în rest numai mizerii văd pe aici, numai mizerii. Mamă, știi ce ar merge? Deci, uite, ăștia merge, fii atent că băiatul meu are și steroid boots în picioare direct. Nu știu la discuții. Dar nu-mi place fitul, mă, nu-mi place fitul, e oribil fitul. Mamă, fii atent la ăștia. Ăștia i-am luat eu, Redule, dacă vrei ți-i aduc, pe ăștia-i porți. Îi am eu acasă. Rick Owens. Jeans. Găsim tot ăștia undercover, mă, ăștia văd că par cei mai ok dintre toți. Că vreau să fie ceva diferit, nu vreau să fie gen jeans simpli. Opa, stai așa un pic, că și ăsta pare interesant. Ok. Îi dăm cu ăștia, mă, chat. Bă, ăsta arată bine, dar nu știu dacă o să fie așa în realitate. Cred că ăștia e luăm, mergem pe undercover jeans. Deși nu-s baggy și nu-mi place că nu-s baggy. Dar așa și aia undercover, I guess, unii. Hai să-i băgăm în cart, bun. Hai să-i băgăm și ăștia în cart, să fie acolo. Poate îi luăm pe amândoi, știi ce zic, și vedem care funcționează mai bine. Bun, ok, acum că avem jeans și avem un lead, ne băgăm direct pe papuci. Ce papuci? Îmi trebuie niște boots, steroid boots. Găsim steroid. Nu, frate, ăștia direct. Uite-te aici, ăștia trebuia să ții, Redule, fix astea. Boots, nicio șansă să găsim steroid boots.
Ok, mamă, mi-au din asta, frate, de picior fracturat. Crazy, are Rico Owens oricum așa ceva. Bătit. Și miști ce a făcut. Zrigdou, știi vorba aia. Bun. Opium Boots, exact așa și scriu, frate. Mamă, dar site-ul ăsta ce oribil e făcut. Da, arată, site-ul e horror. Opium Boots. Ce avem pe aici pe la Opium? Ăștia cu toc, frate, sau și ăștia așa cu prostie de asta. Boots. Jale, 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 jale. Balenciaga Boots scriem. Nimic, nimic, nimic. Mai e o idee să mă duc pe Boots și pe curea albă. Atunci facem așa un switch nebun. Ia, Chunky Boots. Ce avem pe aici? Mă, dar ce-s cu ghetele astea? Ia uite la trei ăștia cum sunt. Chat, doamne, doamne, salut, Sebi. Doamne, ferește. Oribile, mă, frate, mă. Pe bune vorbesc. De ce nu găsesc niște ghete crazy pe aici? Poate, ui, ăștia par interesanți. Mă gândeam să mă duc pe sneakers, dar nu vreau sneakers. Vreau boots. Mă, ăștia par așa mai interesanți. Îți cât de... Da, ăștia chiar sunt decent. La banii ăștia, la 23 de euro, 125, 115 lei, purahat, sincer. Cât chunky, să zic, I guess. Dar ăștia white, mă, erau buni, dacă nu... Ăștia arată, bă, ăștia albe arată fix ca aia de la Versace. Erau cu verdele ăla, mă, dar eventual poți să integrezi niște verde în outfit, dar f**k nu. Mergem pe negru, că facem outfit opium, noi suntem opium, chat. Da, cam greu, cred că o să folosesc balenciurile mele, dar nu-i bine, mă, că trebuie să fie în full outfit de pe ăsta. Fii atent aici, atunci facem așa, Black Timberlands. Nu se poate. Oh, Ramones, frate. Fii atent aici. Men leather sneakers black. Trebuie să găsesc. Men trendy high top skate shoes. Fii atent, așa scriu. Fii atent aici. Gata, m-am găsit. Șa! Fii atent. Men trendy boots. Mi-au pincile astea de cowboy. Iha! Mama mea. Ha, cred că rămânem așa. Se ia asta. O să iau o mărime mai mare din cauza faptului că nu știu exact cum o să vină ăștia. Sunt făcute pe picioare de chinezi, așteaptă-te redule să fie dezastru. Știa și cât de ok o să fie, așa că o să iau EU43, o să iau, așa, bun, add to cart, ok. Mamă, cât îți 43 de euro! Reduci 53%. Come on, bro, 43 de euro, du-te dracu, mă, frate. Acum îmi trebuie un tricou, Opium t-shirt. I love Carti! Nu, ăsta trebuie băgat pentru ăla la Caterinca, neapărat. Și luăm un S. Nu mai este, trebuie să luăm așa gri. Noi bai luăm gri, facem un pic de textură. Un M, hai că iau M. Voi vă dați seama câți oameni au comandat chestiile astea cu... cum se numește... Astea cu Carti. Voi vă dați seama câți oameni din state și de peste tot și-au comandat și ei tricouri cu I Love Carti. Doamne, Dumnezeule, de alea sunt sold out, alea negre? E să fie așa mai strâmt, știi, să fie mai crazy. Asta neapărat trebuie, dacă vrem opium, trebuie să fie ceva nebunie din asta. Ceva tricou din asta. Asta de mai devreme. Oh. Ce am făcut, frate? Din asta care să fie mai opium, așa, îți dă opțiuni. Ori să te duci pe ceva simplu, pe un tricou simplu, dar nu m-aș duce pe un tricou simplu din cauza faptului că, bă, dacă tot facem un fit din asta care să fie totuși... Pe pop, Oliver. Cât de cât ok. Totuși să nu fie nici simplu, pentru că, vă dați seama, puteam să iau tot all full black și să call it a day, dar vreau să fie ceva mai de bun. Fii atent, iau aici tricou ăsta, frate, cu Mona Lisa. Muscle Mona Lisa, mâncați așa. Fetelor, dacă vă uitați la video ăsta și... Doamne Dumnezeu. Bă, dacă vine, bă, unul la primul date îmbrăcat așa. Ce faceți? Ce să fac, Oliver? Bine. Mamă, trebuie să-ți trimit ăia, îți jur. Doamne, sunt un dobitoc. Uit mereu, frate. În fiecare zi îmi zic, bă, trebuie să-i pun. Și de fiecare dată, uit. Și vedeți un băiat cu așa tricou pe stradă, neapărat trebuie să-i cereți Instagram-ul. Mamă, fii atent aici, frate, ce Balenciaga nebun. Crazy. Uite, fii atent, am văzut un tricou mai sus și mă gândeam că ăla este destul de bun pentru fitul pe care vreau să-l fac eu astăzi. Ori ăsta cu Carti, dar nu aș vrea neapărat. Uite, ăsta e interesant. Joy Division-ul ăsta. Mamă, frate, ești nebun. Fii atent aici ce tricou. Da, cred că o să ne oprim la tricourile astea. Și nu știu exact pe care să-l iau. Cred că ăsta le iau, că e mai interesant cât de cât. Știi ce zic? E mai interesant. Bun, îmi trebuie ăsta, îmi trebuie un S. Și l-aș lua și pe ăsta, măi. 7 euro. Dă-o dracului de treabă. Îl iau și îl iau pe ăsta în Asian M. Acum mai am nevoie eventual de un hanorac. E vară, deci m-aș duce pe un fit opium de vară. Sau să mă duc să-mi iau și un hanorac. Ce ziceți, chat? Opium zip-up. Mamă, fii atent aici, stai. Bă, ok, mamă, dar ce copii aici? Ce copii?
pic, că avem nebunii, avem nebunii. Oare nu găsesc ăla cu Gimp de la Recommerce aici? Ar fi tare dacă aș găsi Gimp hoodie-ul de la Recommerce aici. Să portă, a fi asta cu Spider-Man, da? Ce cringe-i, Doamne ferește, mă. Bă, ce nu-mi place Y2K-ul ăsta de TikTok să mă bată tata, mi se pare cel mai cringe lucru. Da, Redule, dar știi ce vinde chestia asta? N-ai idee. Posibil pe lumea asta, pe bune, de-astea anorace cu corne și cu Sonic și cu Spider-Man. Ce bol aveți, mă, îmbrăcați-vă și voi, fraților. Mamă, să-mi iau o vestă din asta, un multi-pocket vest? Nu, ar fi tare dacă aș găsi un bulletproof vest. Na, ăla chiar ar fi tare. Fii atent aici. Mamă, ce hoodie. Luăm hoodie-ul ăsta? Deși n-aș vrea să iau hoodie-ul ăsta, că trebuie să se vadă tricou. Știi ce zic? Ar trebui să iau un zip-up. Du-te, dracu, frate, fii atent aici, ce jacket cu double O, du-te. Bă, nu pot să cred, fii atent ce-a făcut Rainstorm, auzi acolo că Rainstorm. Ăsta e double O de la Opium, frate, ești prost? Mama, are și liniile alea acolo. Bă, vezi că e Caterinca geaca asta așa cu liniile astea două aici. Vezi că nici nu-i chiar așa de rea geaca. Și numai 21, o luăm, frate, o luăm. Nu s-ar arate niciodată ca în poză, sunteți competenți de chestia asta, sunteți convinși de chestia asta, nu? M, bam, add to cart. Sper că sunt ok mărimile alea. Aia sper, din tot sufletul sper că sunt ok mărimile. Bun, acum ce am nevoie? Am nevoie de Opium Sunglasses. Bă, ăia din colecția H&M Heron Preston, bombă ăia. Ia uitați-vă la Red. Tot ce și-a luat el e almost sold out. Atent aici, tati. Ăștia și iau. Mamă, fiatele ăsta. Du-te, dracu, tu care ești, mă... Care sunt, mă? Care să ia de... Mi-ai luat și mi-ai dat poză cu ei de te-am pus eu că ești Regina Albina, Redule? Terminator mâncat. Bă, frate, ce filme își dau oamenii ăștia? Pe Temu ești prost? Ăștia cu spikes. Crazy. Na. Spune-mi ce e asta, frate. Bun, cred că mergem pe silver sau pe black. Pe black mergem la ăștia. Bun, luăm ăștia pe black și ăștia îi luăm. Ăștia chiar sunt... 144 de euro până acum. Hai că ești bine, Redule, chiar ești bine. Are ochelarii, să mor eu de nu. Poate de-aia că arată prea bine asta, poate de-aia mi se pare că stare. Da, las că-i luăm, nu contează că-s un dolar. Legit, un dolar. Bun, îmi trebuie belts, opium belts. Mamă, fii atent aici, niște chrome hearts. Așa. Chrome hearts de la forțiris, gen, chrome hearts făcut la lejer. O dăm pe un chrome hearts chat. Eu zic că o dăm pe un chrome hearts. Un bullet belt, neapărat trebuie să luăm un bullet belt. Luăm și un de ăsta, să fie treaba. Ăsta. Trebuia să iei o curea BB, mă. Trebuia să iei un BB. Uite-o de aia de jos, neagră, așa, să o ții la vedere, să stai cu mâna în ea. Mai frumos decât ăla la altul, sincer. Deși ăsta are snake skin type shit, știi? Mă gândesc ori la BB belt de ăsta așa cu craniu, dar ar fi prea cringe. Ăsta, frate, să se învârtă, dar e 42 de euro, nu? Da, e un pic mult. 42 de euro pe o curea de pe Temu, am nebunit cu cap. Trebuie ceva să fie așa, să iasă în evidență, bro, să fie un statement piece. Știi ce zic? Uite cureaua asta nebună, punk style. Mamă, fii atent, ăsta se ia, se ia, bro. Style? Ia că avem mai multe stiluri. A3, A4, cred că o să iau A3-ul. Nu, A4, A4 e mai frumos. A3-ul era mai tare. Bibi, când fac ediția Chief Kif, bine, stai să te chem la mine să vezi cum te îmbrac doar. A4 iau, perfect. Bun, avem cureaua asta, care o să o luăm un pic mai mare, să zic așa. Cred că asta o să o iau. Nu, că nu se poate, 115, 125. Ia, 115. E rupe un pic portofelul aici, chat, nu este nicio problemă. Pentru video ăsta, pentru voi, ce nu fac eu pentru voi? Ia, ce avem aici? Avem black și avem green, camuflaj. Care e diferența? Nu-mi dau seama care e diferența, mă jur. Iau ăsta, că e mai scump, știi ce zic? Și iau și asta, fuck it. Red e român, dă la adevărat. Să fie treaba, mamă, câți bani dau. O, oh, ce-am văzut acolo? Aici. Na, chat. Mamă, fii atent aici ce se cumpă. Ia vezi, bă, Redule, ai văzut cum... Bă, fii atent, ia stai. Na, chat. Ia vezi asta. Ia vezi husa asta de brichetă cât de mișto arată. Mă, fii atent aici ce se cumpără, bă. Fii atent aici ce se cumpără, bă, chat. Fii atent ce se cumpără. Da, mă, tu ești. Y2K, bine. Ești. Bun, eu zic că am luat destule chestii. Mai trebuie niște papuci de-ăștia pentru outfit-ul cringe. Deși, uite, cred că blugii ăștia undercover o să-i scot. Bun, refresh un pic să vedem câți bani avem. 165 de euro, ok. 188 de euro vine cu blugii ăștia undercover. Ăștia vreau că toată lumea poartă Ramone să cringe as f**k. Ok, am luat tricou. Îmi trebuie niște pantaloni pentru ăsta cringe. Ochelari avem, de-ăsta avem, de-ăla avem. Curele avem, 4 curele mi-am luat. Să fie treaba.
Mă, a cheltuit red al meu o gălăgie de bani aici pe Temu. Eu vreau să le văd când îi ajung. Papuci avem, binii avem, mai trebuie niște chiloți, frate, trebuia să ții chiloți opium. Garantat ăștia pe Temu au chiloți opium, garantat. Pantaloni eventual, pentru ăsta cringe, bun. Îmi trebuie niște pantaloni cringe. Black trendy jeans. Ok, ce pantalon cringe ar mere. Bă, ce, să mă gândesc așa, gen, cu ce aș vedea pe ăștia cringe de la noi din România, de apar pe TikTok, deci dau filme că ei sunt opium în, în pantaloni. În pam. Picioare. Ba, probabil eu ajuns. Pardon. Mamă, iau nesim. De fapt, eu ajuns, că eu am văzut ce a comandat până la urmă, gen, am văzut înainte. Simțită de asta? Chiloți cu I Love Playboy Carti, niște tanga bombă. Iau nesimțită de asta și zic gata, ios. Ăștia ar fi, bă, ăștia ar fi ceva de genul, ceva de genul. Aia cu schelete trebuia, redul. Genul, mă, ceva de genul, așa mai skinny, aia vreau, aia vreau, ceva mai skinny. Mamă, sau ăștia cu fulgerul. Avea ceva infecții urinare, mă, frate, mă. Ia vezi, ce e asta, mă, cu scorpion? Asta e el-o desenat, mă, frate, ești prost? Nu e cu scorpion, că l-ai centiped, de ce scrie scorpion? Oricum nu scorpion, balanță, nu-mi trebuie. Oi, că se aliniază astrele, frate, cred că ăștia iau, că-s destul de cringe, n-am să te mint. Mamă, frate! Și ăia, bine ăștia, bine! Ce să ăștia, să mă bată, tata? Nu, trebuie ceva să meargă cu ramonesurile alea infecte. Iliacul la așa, la lejer? Bun, rămân ăștia. Ideau 34 să fie buni, că nu vreau să fie prea strâmți. Sau aia e și ideea, nu să fie prea strâmți. Iau un 32. Bun, ia să vedem cum arată cartul. Trebuia să iei 30. Cartul. Ok, deci ăștia îi scoatem, remove. Luăm toate belturile sau lăsăm? Cred că asta o scoatem, remove. Ok, astea le lăsăm. Asta lăsăm. A făcut okay. Economie, Redu, de ceva bănuți. Și ia, fiți atenți, a avut discount 257 de euro. A, voi nu vedeți, stați un pic chat. Stați un pic. Doamne Dumnezeule. Ochelari lăsăm, ăsta lăsăm. Nu, ăsta-l scoatem, remove. Ăsta lăsăm și cred că ăștia, bye. Cred că așa rămâne, ăsta rămâne. Ia mai ceva pe aici, 183 interesant. De... Na, fii atent. 183 de euro cheltuiți pe Temu, bine. Fii atent aici. Ești prost? Albumul meu preferat de la Ken Carson. Îl iau, frate, du-te dracu că îl iau. 16 euro în plus, I don't care, buddy. There are no items in stock available. Ha? Ce? Ba da, îi available. Mă, nu mai faceți mișto de mine. Bun, gata, chat. 200 de euro. 10.000. 100, bine. 1000 de lei fix. 10.000 de lei să mor eu. Retrăiește în alte vremuri. Chat, nu uitați să apăsați și voi butonul ăla de like și butonul de subscribe, că nu vă costă absolut nimic. Plus de asta, nu uitați că am lasat brandul G-by Georgescu. Puteți să intrați pe gbygeorgescu.ro să vă cumpărați de acolo absolut orice vă doriți. 10.000 de lei fix. Și ce zic? Ăsta-i, mă, frate. Ăsta-i. Revenim când o să ajungă itemele. După mult timp o veni, frate. No, de ce ai tras? De ce ai tras, frate, cu telefonul? De ce cu telefonul? Bă, ești foarte dezamăgit. Și de ce arăți ca și cum te duci la bătaie, mâncați-aș gura ta? Foarte dezamăgit, vă zic de pe acum. Ia vedeți aici, marfa. Bă, vă zic sincer, un pic ești dezamăgit. Mi-a comandat posterul ăla care era singur. Of. Am de vânzare DJI 1.0, dacă vrei două la valiere, mă anunț și ți le dau. Pur lucru, sincer, pe care l-așteptam, cu drag. Mă dați apă, băieți. Cameraman, domnul, stai jos, te rog, domnul cameraman. Așa, trepiedu-man, stai jos. Avem aici și domn cameraman, ca să nu ziceți că facem mișto. Știi ce zic aici? Red Media. Red Media Network. Astăzi, frate, opium. Opium este un stil vestimentar. Bun. Astăzi au venit itemele astea. Începem cu începutul, așa la șto. Ia vedeți. Avem aici ochelarii stil Megatron, Libelula, chip și rim în camep. Astăzi suntem Joker. Fiți atenți aici. Al doilea. Băi, eu vreau să-l văd în outfit. Stensil. Ăsta, ai de viața mea acum, cred că arăt top. Vezi că ăștia nu-s răi deloc. Vezi că ăștia chiar nu-s răi, Redule. Chiar nu-ți aud rău deloc. Top. Cred că arăt de parcă vând. Ce? Cărți Duels Masters. Bă, uite, de ceva de care îs sincer foarte uimit, îs curelele astea. Astea le-am deschis, restul nu le-am deschis. Cureaua asta, da, îi de-aia infectă, frate, de-o găsește în piață, știi ce zic, de-aia de skater. Mai am încă vreo 3 curele de astea, dar alea din alea de pe vremea, frate, când mă deam pe skate la vreo 10-11 ani, 12, 13, acolo, că după... Bă, mie-mi plăcea cum stătea cu ochelarii aia. După am dat de femei. Da, e curea clasică. Oh. Miroase fix a lipici. Se adreagă în shop. Aș putea să miroase asta zilnic, frate. Asta chiar e tare, sincer. Fiți atenți aici. Deci asta chiar e piele. Îi piele de aia infectă un pic. Știi ce zic? Dar e piele naturală, frate. Chiar e piele naturală. Și simte și miroase a piele.
astea din metal, e nice. Ăsta, bă, ăsta, uite, un pic cam subțire cureaua asta, dar măcar e metal, frate. Mamă, chain-ul ăsta, care ăsta, dacă îl deschid, sincer, vă zic că ăla de blugi, dacă îl deschid, se oxidează instant. Dar na, la ce știu? Un pic de ASMR. Ce este știu de la Temu, frate? Mamă, deja văd ce infecție îi, mă, frate. Ce asta, mă, frate? Biniul ăsta, sincer, n-arată rău. Chiar n-arată rău, să mor. Da, păi ăsta n-avei, n-ai, mă, ce să greșești la un bini din ăsta. N-ai cum să greșești un bini de ăsta. E cringe rău de tot, dar e un bini, frate, știi ce zic? Pentru cât a fost 3 lei sau cât a fost top. No, dar piesa de rezistență. Piesa de rezistență, fiți atenți aici. Ui aici ce... Asta, frate, chiar îi infectă geaca asta, deci chiar îi... Eu ți-am zis, geaca asta n-avea cum să nu fie infectă la banii aia, Redule. Infectă tare. Pana mea, îs haine, frate, de pe Temu, știi ce zic, au fost foarte ieftine. Ceva ce vă sfătuiesc și pe voi, bă, dacă vrei să fiți cool, hainele pe care nu le folosiți, donați-le, frate. Că sunt o grămadă de copii care au nevoie de haine, donați-le. Dacă nu le mai folosiți și nu le vindeți, donați-le. Pe bune, vreau, eu asta o să fac cu el, o să le donez. Bă, asta e infectă tare, frate, e de geacă opium. Ea e în felul următor, că geaca asta, ia, o încercăm acum prima dată, hai că încerc. Mamă, mâncați așa. Bă, asta nici nu pot să o închid. Cu aia mă sugrum, dacă o închid ești prost. Pentru oamenii care au kink-uri, nu shame-ui. Da, nu king shame, ia să o închid. Mă, că de mult cordez un pic se rup. Dar nu-ți stă rău. Bă, nu-ți stă rău să mor eu, nu-ți stă rău. Wow. Vezi că îmi vorbește. Îmi vorbește, știi ce aud? Ai, ai. Bă, Redule, nu-ți stă rău geaca asta. Ai, ai. Red, unde ține pantalonii? Ce ai, băi? Ce ești? Trapper? Ce ai? Bă, da, hai că vedem cum faci. Uite-te-l pe Red al meu unde ține pantalonii, trapperul. Deja m-au atacat geaca, p***. Ești prost? Se de pe Temu te atacă, frate. Simte că nu ești de acasă. Asta te atacă, mâncați. Mulțumesc mult, Gabriela, mulțumesc. Ești de rezistență. Ia, next. Ce avem aici? Ăștia de ziceam eu că sunt hard. Ma, bă, ăștia, vezi că îți de stofă, mâncați. Mi-am cumpărat pantalon de costum. Dar vezi că, uite, vezi, au chestiile astea. Îi văd potențial, uite, flared, așa, un pic. Vreau să văd ăștia pe tine. Care ți-a plăcut cel mai mult, Red? Ce pis ți-a plăcut cel mai mult dintre astea? Frumos jos, o să fie o problemă. Cine dracu are talia atâta, mă, frate? Eu înțeleg, frate, că corpul ăsta de Adonis, de zeu grecesc. Dar dă-o dracului de treabă, că-s bărbat. O suna Mita, să-și vrea corpul înapoi. Ce-o suna Mita, asta specială. Hai mă să vedem ce zice ăsta. Ăștia sunt infectari, deci i-am văzut prin... Dacă urelele-s piele naturală, Redule, adică ai tu garanția 100% că-s piele naturală? Bine, ăsta, fiți atenți, asta vă arăt prin package. Ce zice? I'm the Christian Satan, what do you about? Mâncați așa. Ca pantalonii? Așa e, mă, în ghetto. Ai de viața mea, deci astea sunt top. Top, 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 top. Mâncați. Ui, craniul acolo, acolo, stânga. Fiți atenți detalii. Stai să vedem exact fiecare detaliu. Aici pentru bikeri. Aici pentru skateri. Aici pentru op. Ăștia să-i arunci mâncați aș gura ta. Dar bine, every strapper la noi în țară aproape. Every strapper. Opium din mall, frate. Asta e mall opium. New York ar fi invidios. Hai să vedem ce... Pă bune, pă bune. Mai avem aici next. Dacă e stror în spate, a avut dreptate. Bam, bam. Bă, ăsta chiar nu-i rău. Ăsta era de-am zis că nu-i rău. Da. Pune mâna pe ăsta. Mamă, ca luneci. De asta e cumva, e serigrafie ăla, mă? Aluneci, frate. Să vine cu BMW-urile să facă 8-uși. Dar vezi că nu-i rău ăsta, sincer, printul. Adică poza așa, merge, whatever, ceva alb pentru că un negru. No. Merem departe, chat. Fați-vă de șosete. Aoleo! Nu! Ai! Nu! Așa rău, Redule. Mamă, ăștia așa smuiști pe bune, gen așa ăștia smuiști, muiști. Ai, 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 ai. Bă, ăștia, ăștia. Stai un pic. Stai, Rick Secret. Ăștia au 2 grame. Bă. nu mă, au literalmente, uite. Bă, așa de ușor îs. Facem durability test. Gata. Da, ai făcut bal de balamuc. Test trecut cu brio. Hai că cu brio dacă e. Bun, ăștia sunt Ramones și fiți atenți aici. Not trend of fashion. Da, cutia cool rău de tot cutia aia. Orice îmi zice mie, oricine, cutia cool. Ai! Ziceți cum sunt ăștia, ce atbuții ăștia. Bă, ăștia chiar nu-s răi.
Asta tot că n-am, îs chinezărie, frate, îs material infect, fii atent la talpa asta, nici. O rup cu mâna, ești prost? De mă chinui un pic mai tare, o rup. Și pielea asta, bineînțeles, nu-i piele. Și acum... Asta e icona. Piesa de rezistență asta. În loc de posterul ăla. Aha, asta, să mură, trebuie să faci, trebuie să ți-l pui într-un nivel ăsta de tablou. Îl pun în frame ăsta, frate. I love Carti, fra. I love Carti. Bun, primul outfit, îl facem. Dar tricoul ăla cu Carti e cumva tricou de ăla de fotbal, gen din material de ăla, din elasten? Pe la Caterinca. Nu, îl facem pe la bun prima dată. Bă, zici... Stai că am uitat aparatul prea profesionistă. Sincer, credeam că e mai bun outfitul ăsta. Bă, jale pantalonii ăștia, bată-mă, soarele. Prin plan? Ui acolo, frate. Nu... Nu intră, mă, pe mine, nu intră pe mine, ce mai să fac? Mai mult în site-ul din descriere. Gras tare. Papucii ăstea, să nu vă luați. Bine, ăsta e singurul lucru care e ok. Și tricou ăsta. Și tricou chiar arată... Bă, mie nu-mi displace cum stau hainele astea pe tine, să știi. Gen, nu mă deranjează. Sau whatever, dacă îi să o luăm până acolo, știi ce zic? Dar jale, frate, du-te, treacu, uite cum arăzi că sunt păiat cu pantalonii ăștia, ce-i cu... Da, pantalonii ăia sunt horror, pantalonii ăia chiar sunt ordinari. Fitul ăsta infect, mă, omule. Ce dracu? Sunt gata de nuntă. Zapi, pregătește-te. Zapi, pregătește-te. Vin, Zapi, vin. Bă, da, ăsta e outfit-ul... De naș. Bun. Pantalonii sunt infecți, da. Bun. Ai, s-o rup. Bă, dar stau bine hainele pe tine. Frate. A, s-o rup pantalonii? Deci fiță. Stai, cred că s-o rup. Stai. Uite ce cureau. Nu s-o rup, mă, frate. Deci gândiți-vă că nu intră pe mine, frate. Nu știu ce au coreenii ăștia, ce boleau. Că nici eu nu-s gras. Adonis! Adonis! Hai, v-am pupat. Ne vedem la celălalt outfit. Ne vedem la celălalt outfit. Aici e redal meu din baie. Yo, bro, ce fit tare ai! Bă, Everish Bucureștean! Curia undercover, bullet belt, 8.000 de euro, lanț chrome hearts, 5.000 de euro, pantaloni Rick, Ramones în picioare, geacă Balenciaga leather. Așa arată Everish Bucureștean. Mulțumesc mult, mulțumesc de outfit check. Ia stai un pic, Octap, asta să-l faci TikTok. Red Belt. Salut, Real Red. Salut, domnul Red. Îmi faci și mie un outfit check? Curia undercover, bullet belt, 8.000 de euro, lanț chrome hearts, 5.000 de euro, pantaloni. Everish puștan din promenada. Rick, Ramones în picioare, geacă Balenciaga leather, Adidas. Normal. Ce zici? Să mă bată tata de vreodată, o să mă îmbrac și o să mă vedeți pe mine așa. Uitați-vă bine la... Bă, ochelarii aia îmi place cum stă cu ochelarii aia maximă, jur. Outfitul ăsta, uitați-vă bine la outfitul ăsta. Bă, Of! Bă, frate, nu, legit. Legit. Îți gata de mers, frate, să filmezi TikToker în mall, știi ce zic? Vezi că-mi vorbește. Nu știu pe ce limbă, dar îmi vorbește. Hai zice-mă, șia, șia. Ce că dar zice, șia, 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 șia. Vai de capul și de zilele mele, de cât techflix mai bine port așa. Nici așa, frate, mâncățești gura ta. Bă, ăsta e rău, e gen la nivel cu Young Rich White. Mici, dar stai aia, migri! Ăsta-i Sio Miții! Da, mă! Outfit-ul de pe temă, ce pot să zic? Hainele astea o să se doneze, probabil tricoul ăsta cu Isle of Cards o să-l păstrez așa la mea, mă, în rest cam tot o să doneze la copii, faceți și voi chestia asta dacă sunteți șmecheri. 15.000 de like-uri și facem partea a doua de pe alt site, poate facem de alea că eu îmbrac pe Stroll, Stroll pe mine sau pe Georgescu sau ne îmbrăcăm tot. Asta se întâmplă! Asta se întâmplă! Facem asta, facem 100% unul pe altul, la mine pe canal și la el. Unde ne-a intrat, Seminedule? Ținem de mână și mergem așa cu pantalonii lăsați. Ne merem în mor și facem potficic. Încă o dată, chat, încă o dată, mixtape-ul meu o să vină în 3 zile pe SoundCloud. Hai, brrra! Nu e sănătos, Redule. Băi, interesante outfit-urile astea opium de pe Temu. Să nu vă cumpărați așa ceva niciodată, vă rog, efectiv, să nu vă cumpărați așa ceva niciodată. Nu vă cumpărați așa ceva chat niciodată, that's not ok, gen, nu e ok deloc. Haideți să ne uităm la Supreme cu Margiela. La răuț, Redule, răuț un pic. Ham, ham!
Ce faci, domnul? Se vede. Mamă, ce somn, mie n-aveți idee. Stați un pic, chat. Stați un pic, chat. Ce dacă editez un video pentru săptămâna viitoare, se numește Sneakers pe care îi urăsc și nu mai ap tempo-uri? Da, e tare rău de tot, mi-a trimis Sebi ceva. Îmi place ce chill sunteți astă seară. Ce vreți să faceți? Ok, chat, fiți atenți. Haideți să ne uităm, pentru că ghiciți ce joia asta, la ora 18, se lansează colecția Supreme X Margiela. Ei bine, sunt foarte curios, nu știu dacă am mai făcut vreo colaborare în trecut, dar colaborarea asta arată destul de interesant. Plus de asta, prețurile sunt prețuri de Supreme, nu sunt prețuri de Margiela. Într-adevăr, multă lume zice că, bă, colaborarea asta a fost... A fost cam stricată un pic de Supreme. Mie nu mi se pare, mi se pare că au ieșit niște pisuri mega interesante, dar haideți să ne uităm împreună să ne dăm cu părerea despre ele, nu? Fiți atenți. Primul. Ăsta, frate. Zi-mi și mie, ce poate să fie greșit la hoodie-ul ăsta? Ăsta alb nu-mi place. Real nu-mi place. Dar ăsta negru ia vede spatele. Da, deci ăsta e spatele la hoodie. Fiți atenți. Ia vedeți fața la hoodie. Bă, e wow. Eu, gen, pentru mine cu hoodie-ul ăsta s-a pus stop. Chiar dacă e un box logo și poate lumea o să zică, domne, ce mai purtăm acum Supreme și așa mai departe. Bro, sunt impecabile aceste două hoodie-uri. Într-adevăr, sunt mult mai fan al ăstuia negru. Dacă vă place albul și puteți să purtați alb, luați-vă alb. Chiar dacă e box logo și așa mai departe, bro... N-ai cum, efectiv, nu ai cum, e wow, mie-mi place, îmi place maxim cum e. Într-adevăr, prețul este destul de măricel, o să fie 298 de euro, deci 298 de euro acest hoodie de la Mason Margiela împreună cu Supreme, doar că nu știu dacă e făcut dintr-un material, că aici, uite, vedeți că scrie foil box, Margiela foil box logo hoodie switcher, nu știu cum o să fie făcut, negru better alb zic. Negru, better, alb... What? Duțu, ce ai vrut să zici acolo? Nu... N-am înțeles. Nu știu, mie îmi place asta rău de tot. Gen. Pentru mine e big thumbs up ăsta. Chiar îmi place. Ci prețul decent, 300 de euro, box logo Margiela, bombă. Next. Iar un hood, un tricou care îmi place. Mie îmi place tricou ăsta, nu pot să zic că e wow, dar îmi place. E un tricou mișto, l-au gândit foarte mișto ăștia de la Margiela, l-au făcut și box logo. Vedeți, e și eticheta aici pusă în spate, nu știu cât de mult vedeți voi, dar... Vedeți, și pusă și o etichetă aici în spate, plus de asta avem măsura de la tricou, adică destul de interesant, nu pot să zic că, bă, pe aici ceva nașpa, ăsta e spatele, ăsta e fix spatele la modul, bă, cum se numește, e fix spatele tricoului, ălălalt pus pe tricou ăsta, bă, îmi place foarte mult contrastul ăsta care se petrece la mâneci și peste tot. Nu știu, chiar îmi place cum arată și pentru ăsta, pentru mine e thumbs up, nu știu, poate e pentru că am fost eu îndrăgostit de Supreme și așa mai departe în trecut, dar colaborarea asta mie unul îmi place, 92 de euro tricou ăsta. Nu pot să zic că e așa de mult, bă, 92 de euro să dai pe un tricou care este Supreme Argela, ține cont de chestia asta, o să fie tăguit cu ambele. Destul de ok, sunt curios ce materiale o să folosească pentru tricourile astea, dacă o să meargă pe genele alea de materiale ale lor, sau o să meargă pe altfel de materiale care să fie mult mai cool pentru această colecție. Next este portofelul de care foarte multă lume mi-a zis că este tare și, din punctul meu de vedere, tot tare este.
Îmi place foarte mult, bă, pielea asta din interior și cum se vede tot logo-ul ăsta de la Margiela aici. Plus aici, pe exterior, avem, ia vedeți, direct chitanță de la Supreme New York. Bă, direct chitanță de la Supreme New York. Bă, cât de tare mi se pare. Și vedeți, totuși un material grosuț. Nu știu dacă voi vedeți foarte bine aici, dar chestia asta albă e un material destul de grosuț. Și cred că... Sau sunt mai multe... Cum ar fi, frate, să fie mai multe bonuri? Ba, cred că asta sunt. Și el dacă nu rămâne negru sau ce se întâmplă? What? Ce se întâmplă cu ăsta? Nu știu, nu mi se pare deloc rău. Într-adevăr, prețul un pic măricel, 228 de euro. Mi se pare un pic too much, 228 de euro acest portofel. Dar în același timp, bă, dacă îți place chestia asta, take it. La modul nu sta să te gândești, pentru că chiar arată bine. Și nu știu când o să mai vezi o colaborare între Supreme și Margiela. Next, placa pe care cred că o să o iau pentru birou, 88 de euro. E o placă simplă care e din asta distressed, așa cum ar veni. E o placă care e mega, mega zgâriată, iar pe desubt se vede Supreme, iar pe față aici avem logo-ul de la Margiela. Plus spatele, unde e, cum se numește, spatele unde avem toată nebunia asta. Bă, ăsta nu e focul ăla mare, la modul, nu e ceva wow, dar nu arată rău. Ia stați o secundă, chat. Așa, gata. M-a sunat tata. Bă, placa asta așa simplă, albă, dar de ce? Ce? Ce e albul ăsta? No, fiți atenți. Placa nu e așa. Placa e așa. E o placă albă. Păi știi că gen, poți o pui pe perete cu fața, nu cu spatele, dar pe spate o să fie albă. Eu acum am înțeles, asta e după ce o folosești, arată așa. Ce tare, ea e așa? Da, e mega caterincă, chiar caterincă ce-au făcut cu placa asta. 88 de euro, dar asta nu e așa de mult, o să văd că transport un pic mai mult, dar, again, cool. Bă, mie colecția asta chiar îmi place. Ăsta nu mă dă așa de tare pe spate hoodie-ul. Îmi place că au făcut chestia asta aici pe glugă, pe interior, cu craniile astea pe care le-au și pe tricoul ăla, dar nu-mi place scrisul ăsta, bă, de aici, mi se pare mult prea bătrânesc. Gen, mi se pare mult prea bătrânesc, efectiv, nu știu de ce, nu-mi place cum arată. Gen, mi se pare așa, mid. Ce ăsta e horror, ăsta, ce ăsta verde. Ăsta negru e răsărit, dar restul sunt, gen, răsărit, impropriu zis, sunt mid, gen. Dar nu. Da, nu, ăsta e pas pentru mine. Din punctul meu de vedere, ăsta e ditai pasul. Și mai ești 250 de euro, țineți cont de asta. 250 de euro, ceea ce mi se pare destul de mult, 250 de euro, chat, gen. Îți dai 250 de euro pe ăsta, care arată așa? Times down, frate, times down. Înțeleg ce vor să facă, dar nu, frate, nu. Și unde poți să porți asta? Când ești clown pentru copii la grădiniță sau unde ai putea să porți tu chestia asta? De curiozitate. Unde ai putea să porți un vesti din ăsta care arată așa? Unde? Unde poți? Unde ai putea să porți acest vesti? La grădiniță copii? Ai altă variantă? Unde? Într-adevăr, probabil pielea de pe el e impecabilă, pentru că ia vedeți cum avem și logo-ul de la Margiela aici jos. A, voi nu vedeți. Ba da, vedeți aici. În dreapta, ia vedeți toate astea, logo-ul de la Margiela aici. Da, asta e o încercare de a face un mashup între mai... tu te dracu. 698 de euro, mâncava și gura voastră. Prea versatilă jacheta. Split versity jacket. Da, nu, mi se pare urtă. Mie unul nu-mi place chestia asta deloc. Not for me. Și motion-ul și toate astea. Încercat ei ceva, dar nu. Na, stop it. Șosete, au scos și șosete unde este scris Supreme și pe partea elaltă Mason. Sau ce scrie? Nu, Margiela. Margiela S.I. sau ce? Margiela 6, ok. Deci aici scrie Margiela 6 pe o parte scrie Supreme. Ok, asta e kind of cool. That's not bad. Da tot, Hannes, 28 de euro. Există și pe alb cu roșu. Șosetele astea iar cool. Aici s-a plictisit Margiela să le mai zică ce să facă. Zici tu, seminedule? Da, ăștia nu e așa de rău, gen. One pack, deci o pereche de șosete, 28 de euro. E kind of decent. E kind of decent. Ce faci, Octa? Ai intrat pe contul celălalt? Da, un pic ceață, îmi dau și o picătură din asta, nu mai pot.
Așa că nu mai putem. Bombă. Bă, astea stăm zap din punctul meu de vedere. Dacă vrei să-ți cumperi o pereche de șosete, să nu dai nici foarte, foarte mulți bani, dar să ai și ceva din colecția asta, kind of decent, gen. Kind of decent. Chiar decent. Ăsta. Bă, aici e un întreg debate. Mie îmi place tricoul ăsta. Dacă vreți să vă zic sincer, mie chiar îmi place cum arată tricoul ăsta. Acum habar n-am de părerea voastră și habar n-am cum percepeți voi tricourile de genul. Mie unul îmi plac. Mi se pare într-adevăr un pic Margiela din ăla vechi. Sau Marcelo Burlon ceva. Dar mi se pare kind of cool, gen. Kind of cool, uite cum arată așa tot. E interesant. Voi ce ziceți cea de ăsta? Ce ziceți de hoodie-ul ăsta? De hoodie-ul, ce ziceți de tricoul ăsta? Prețul nu e foarte mare, prețul e 110 euro. Sunt curios ce materiale au pus pe el, dar cred că pe astea avem alte materiale decât pe ăla alb. Cred că sunt materiale mult mai bune. Bă, și ăsta e thumbs up pentru mine. La 110 euro, pe ăsta și Lea Travis, mark my words. Zici tu? Zici tu? Dar asta îți place sau nu, Semineție? Îți place sau nu? Deci eu am așa o listă mică de cumpărături ce aș vrea să iau din colecția asta, dar mă duce cam mult ca bani. Cred că sparg 1000 de euro pe colecția asta dacă mă bag așa în ea. Da, asta e thumbs up. E fix stilul lui, îmi dă vibe tricou de poartă indienii din videoclipurile cringe. Ziceți voi? Ia vedeți șapca asta de... Red mai ești aici, asta vedeți că e mișto rău de tot. Eu nu port șepci. Not for me, again. Dar pentru cineva care poartă șepci... Larry! Dar nu-i piele. Ce mișto-i făcută. Bro, cât de mișto-i făcută. 88 de euro. Cât de mișto-i făcută asta. Ia vezi, Redule. Asta chiar e mișto făcută, vă jur. Asta e pentru dictatorul de Shelly. Asta așa vi se pare de dictator. Nu e cool fitul la șapcă, da, e fitul de șapcă urâtă ăla de la Supreme, probabil. Sau poate au făcut alt fit, vezi, habar n-am, asta nu știu, dar uite, bă, toate detaliile astea, mi se par tare rău de tot. Da, mă, bine, Redule, bine, și ce vrei? Mie, bă, vă jur, gen, orice îmi zice mie oricine, orice, colecția asta chiar mi se pare că Supreme a făcut ceva ok. Ia să vedem. Hooded work jacket. Asta o fi piele sau e tot material din ăla vopsit cum e la șapcă oare? Asta nu-mi place, bă, nu-mi place culoarea asta deloc. Deci chestii din asta am cumpărat eu de pe Temu, gen, i-am făcut, i-am luat lusemine din asta de pe Temu. Mediu. Nu pot să zic că e nici foc, nici că e rău. Aia neagră doar, asta albă nu-mi place. Gen, asta neagră e ok, asta e sub mid, să zic eu. Asta neagră e ok. Și prețul, ia vezi, Redule, 528 de euro. 528 de euro chiar e ok. Aia albă e jec pentru că e sclipicioasă, frate. Dacă nu era așa silvery sclipici, eu zic că era mult mai ok. Dar e mult prea silvery sclipici din punctul meu de vedere și nu-mi place chestia asta, habar n-am de ce. 528 de euro, Mason Foil Hooded Work Jacket, ok. Sunt curios din ce e făcută, gen, chiar sunt curios din ce material e făcută. Ia vezi, Redule, dacă vrei mai ou. De la Hanes, frumos cu logo-ul de la Margiela direct aici pe spate, frumos. Supreme Hanes, mamă, dar... Mamă, dar-s de-alea mega lungi, vezi. 32 de euro. Ok, pentru cineva care poartă mai euro, you can do this, not hard. Bă, ăștia, îi văzusem. Ăștia albi, ordinari. Vreau să ne uităm un pic la ăștia negri. Sunt semi-interesanți. Semi-interesanți. Nu știu ce să zic despre ei. Sunt tot la fel cu mixed feelings pentru ei. Sunt curios de material. Asta mă seacă cel mai rău pentru că eu nu știu ce materialul ăsta este. Peste tot folosit acest termen de foil. Nu știu ce e ăla aia. Foil material. F-O-I-L material. Sunt făcute din vinil. Fuck it. Făcute vinil ăsta e? Ăștia ce ziceți, frate, că sunt... Dar ia să vedem preț. 268 de euro, ok. La Supreme poți să dai și înapoi, adică, dar într-adevăr ce mi se pare, vedeți, sunt foarte scurți. Mi se pare că sunt foarte scurți, probabil sunt lungimile foarte proaste la ei. Nu știu, 268, sunt acolo, între ei alb clar, horror. Din ăștia arbi sunt, asta e o ghenă, gen. Nu vă comandați așa ceva, arată că, de fapt, puteți vă comandați dacă vă plac, eu vă zic părerea mea. Sunt o ghenă, gen. Gen, sunt fix o ghenă.
Da, frate, când fac eu 200 de mii, nu, când facem toți trei un milion de abonați, facem o piesă, da? Deci când facem toți trei un milion de abonați, facem o piesă, ca să știți. Da, nu. Ăștia nu. Chiar nu. Next. Old English, astea tricouri normale. Ok. Da, nu sunt fan. Chiar nu sunt fan. 78 de euro, nu mă dă pe spate. Ăsta, nu știu ce e ăsta. Mi se în Margiela Cryptotine Chain plus Disc Lock. E de la de-l pui la, cum se numește, de-l pui la bicicletă. Ăsta e de la de pus la bicicletă. 268 de euro, iar mi se pare destul de mult. Mi se pare un pic cam prea mult, dar într-adevăr mi se pare foarte tare la cătul ăsta. Am hanorac care se potrivește. Ăsta e Nocta, mă, ce am pe mine. Ăsta de aici e Nocta. Ăsta e antifur, nu de bicicletă, cum ar veni. Bă, da. Acolo, com si com sa. E de pus la gât, Semined? Nu pot să cred că cu la cătul ăsta e de pus la gât. Zi să mor tu că e de pus la gât. Zi pe bune, chat, apăsați și voi butonul ăla de like, pe bune, și de subscribe, că nu vă costă nimic. Și plus de asta vreți că am lansat brandul G.B. Georgescu. Ce terminat e, Semined. 268 de euro, ok, nu, no, ăsta sunt... Bă. Nu știu de ce îmi place asta, rău de tot, vă jur, rău. Dar la modul ăla, gen, hardcore îmi place. Gen, mă rupe rău de tot, frate, era rău. Rău, nu știu de ce. Gen, e ceva ce la chestia asta îmi dă așa un vibe mega bombă. Nu știu de ce. Mie mi se pare hard. Semined, Red, sunt curios de părerea voastră. Lari! Ia intră un pic. Bă, ceva ce ar purta Future. Bă, mi-aș lua-o, vă jur. Deci chiar mi-aș lua chestia asta. N-am nicio geacă de blană. Și fiți atenți, să haideți că vă arăt o chestie ieri. Lari, vezi că poza aia o să o pun pe... N-am ce să fac, trebuie să o pun, vreau să o pun pe live, să știi. Nu băgați în seamă pe Larisa, da? Uitați-vă la mine. Era prea scurtă, era de fată. Rupeam, așa, da? Deci rupeam cu ăsta, vă jur, efectiv rupeam. Deci eu vă jur că rupeam, vă jur, deci de asta mi s-a pus mie în cap chestia aia, nu știu de ce. Ovidiu Băncilă! Să rămână mult de o lună membru, să rămână mult, oribil, ok? Eu zic să-ți cumperi și să faci cadou lui Gigi Becali pentru când pleacă cu oile. Nici pentru tine. De ce, mă? De ce? Nu-ți place, mă, Semined? Bă, mi-mi place rău de tot. Ia vedeți că mi-a scris și bunicul dacă plec la stână. Cred că se uită la live acum. Tataie, te uiți la live? Te uiți la live, domnul Țancu? A, nu se uită. Nu se uită la live. Bă, dar fix acum, nu știu cum a primit. Bă, da, e 998 de euro. Țineți cont de chestia asta. Deci e 998 de euro. Asta e singurul lucru care mă face să mă gândesc de mai mult de două ori. Cu ce sneakers ai purta asta? Cu LV-urile în picioare direct. Direct tricou alb, pantalon mega flashy, pantalon flashy, da, ăia cu așa de la Zara, gri. Direct în picioare LV-urile și să te plimbi așa. Se pare mecherie rău de tot. No joke, mi-mi place rău. Na, ai regretat? Ziceți voi că aș regreta? Ia să vedem ăsta ce e. Aici ce sunt astea, cămăși sau ce sunt astea? Ok, kind of cămăși. Da, nu. Ba, nu scă, mă, sunt ceva... Nu știu, astea sunt oribile. 168 de euro mari și astea sunt o porcărie reală. Old English sweatshirt. Ok, da, astea nu-mi plac absolut deloc. Nu, n-am înțeles niciodată chestiile astea. Mi-a venit hanoracul săptămâna trecută, e genial, felicitări. Mulțumesc mult, Ovidiu, să rămână mult. Cu ciocate stil Breaking Bad, cămașa Mova are ăla de info. Cum te îmbraci...
când te îmbraci în Nike Tech, nu știu, vedem când vine Red la București, vreau să fac o poză cu el îmbrăcat în Nike Tech, ai idee. Cool. Nu ăsta. Cool aia cu Nike Tech, 148 de euro. Slăbuț. Surplus 5 panel, încă n-a ieșit, n-avem poză. Bă, vreți costum de la Margiela, ăsta pe alb arată ca dracu, ăsta pe negru e mai decent, dar e 898 de euro, nu știu dacă aș da banii ăștia, sincer. Și aveți pantalonii ăștia, bă, ăia negri n-au nimic special, efectiv, bă, n-au nimic, a, dar ăștia nu sunt cu, ăștia sunt normal, nu sunt cum ei sunt, a, bă, da, cum ei sunt Margiela, what the fuck. Și mă așteptam și eu la ceva. Trahat, asta e o pereche simplă, efectiv, bă, simplă. Gen, jec pe bune asta. Da, slăbuț. Vestă de nuntaș frumos, washed așa. Mama asta albă aici. Frate, fiți atenți, cum face Brian Pipi? Așa arată, frate, fix așa arată, vă jur. Deci așa rămâne pe jos, vă jur, vă jur, vă jur. Vă jur. Doamne, Dumnezeule. Da, nu, ai nașpa. Și asta. Da, perucă de la Mason Margiela cu Supreme. Care e 1398 de euro, explicați-mi și mie, mâncava-aș gura voastră. Cum, bere, cum, o fi păr natural sau ceva, dar... Ghebos, gen, să-ți iei așa ceva. Ghebos, 1398 de euro. Cât costă un implant? Un pic mai mult de atât. Da, dar asta cred că e de colecție, cred că asta o să fie collectible, știi? Dar într-adevăr, ia vedeți care este ratingul, dar eu zic că o să fie sold out, garanta, gen. Eu zic că o să fie sold out 100% și asta. Băi, interesantă colecție, chiar îmi place colecția asta, adică plac destul de multe produse, au mai dat și rateuri, e normal. Clar, adică vă dați seama că se întâmplă și chestia asta, nu o să fie toate neapărat pe placul meu, poate să fie toate pe placul vostru, sau poate voi aveți alte produse care vă plac decât astea care îmi plac mie. Dar, bă... Big up pentru Supreme pentru această colaborare și de-abia aștept să vedem ce o să fie joi, sper să prind și eu. Next. Interesant. Kind of cool colecția asta, chat. Vă, cum mi se pare? Acum ne uităm. Păi, bro, sunt singurul care am primit Adidas și grav. Ia-mă aici. Hanoracul Nocta de pe Tiche. Stați un pic. Miercuri iese mâine. Mâine iese vlogul, Drăcea. Da, de ce ăștia sunt? Mi-a adus și mie. Da, ăștia s-a dat și lui Drăcea. Mi-a adus și mie, am făcut un review la ei. Mâine iese la mine pe canalul mare. Ne uităm acum și la asta cu alu Drăcea. Mai discutăm un pic și de ei. Să-mi ziceți și voi o părere de-a voastră. Bă, să vă zic sincer, perechea e mega calitativă. Poate din punct de vedere al aspectului nu va trage așa de tare. Dar din punct de vedere al calității, la banii ei, perechea asta este monstru. Perechea asta este absolut monstru. Arată original că știi, dar trage puțin spre ea de la Puma. Se vede că sunt proiectați de 3 ani. Bă, mie-mi place ce a ieșit. Adică, o, oh, te pup, te pup pe mii. Bă, mie-mi place foarte mult că pentru o pereche de Adidas să reușești să faci așa ceva la noi în România. Dar imaginați-vă că perechile astea sunt făcute la noi în România. Să facă un influencer o pereche de Adidas și it's not easy deloc. Să creezi un... De fapt, haide să ne uităm și la Drăcea. Hai să dăm un rec, de fapt. Pentru că ghiciște ne uităm la brandul de sneakers al lui Drăcea și eu am și perechea, am discutat până acum de ea, mi-a adus-o. Da, mi-a zis că am fost singurul influencer care a primit de la grav-sport.ro. Let's go! Asta e perechea de Adidas, da? Despre care am discutat mai devreme. Perechea asta, din ce mi-a povestit mie Drăcea, el a muncit pentru ea, ei au muncit pentru ea pe parcursul a 3 luni de zile, a 3 ani de zile. Într-adevăr, ce mi se pare mie ciudat la această pereche este talpa. Talpa ei nu este o talpă din aia normală, este o talpă făcută 100% din poliuretan, este o talpă care nu știu cum o să facă în timp și aderență pe talpă nu ai, adică aderența asta de aici, de pe talpă, o să dispară destul de repede. Bă, capa UHC, te duci liniștit, te întorci în 10 minute. Mulțumesc!
Știi, adică asta este una dintre cele mai mari probleme, talpa. În rest, pielea de pe ea, frate, nu vă exagerez, este impecabilă. Deci pielea este absolut impecabilă. Mi-au plăcut foarte mult și detaliile astea, cum e ăsta care e aici cusut, da, care e cusut frumos. Ce am zis eu și ce aș schimba ar fi fost și aș fi făcut ăsta de aici brodat. Plus de asta, parcă suede-ul ăsta de aici, nu știu, aș fi făcut ceva cu el, pentru că mi-e frică că suede-ul ăsta o să facă ca naiba. Efectiv, o să facă ca naiba dacă încerci să-l cureți. Dar zona de toe box impecabilă, zona de lateral impecabilă, suede-ul ăsta, meșul de sus, bombă. Bă, pentru o pereche făcută de un influencer român, pentru că vă zic de acum, să faci o pereche de Adidas nu este deloc ușor. Este unul dintre cele mai grele lucruri de pe planeta Pământ, să te chinui să faci o pereche de Adidas. În momentul în care te chinui să faci o pereche de Adidas, imaginați-vă că te lovești de o grămadă de probleme. Nu toată lumea face perechi de Adidas. Bă, ok, și Gianica, du-te, dracu. Ia 10 minute, stai liniștit acolo. Bombă. Fă și tu Adidas, bă, e foarte greu să faci Adidas. Imaginați-vă că le-a luat 10 ani. Le-a luat 3 ani să facă perechea asta. Oh, să rămână mult Duțu, să rămână mult de gifted un membru și l-a luat Larisa. Larisa! Ai devenit membru! Deci, eu aș încerca să fac Adidas. Dar eu n-aș fi mulțumit de o pereche de Adidas, pentru că știu foarte bine cât de greu este să faci talpa. Am vorbit și cu Drăcea de chestia asta, dacă de apăr aș fi mulțumit, ar fi ok, dar de, cum se numește, de talpă e foarte greu. Ceva move altul marș de aici. Bombă. Vă întoarceți voi mai încolo. Mai fă-ți niște conturi, frate, dacă vrei. N-am nicio problemă. Poți să mai faci câte vrei. Georgescu, nu te-ai mai uitat? Ne uităm imediat, Duțu. Îți promit că ne uităm imediat. Ăștia sunt pentru TH de mâine. Da, Sergiu, da. Ia, stai un pic. Așa, frate, gata. Ăștia sunt, Sergiu. Deci ăștia sunt Adidas și de mâine, pe care am făcut, review la ei. Îl aveți deja pe canalul mare în momentul ăsta, dar haideți să ne uităm și la ce a vorbit Drăcea despre ei, pentru că sunt curios și a vorbit el la el în vlog, o să vedeți și a vorbit și la mine în vlog, dar vreau să mă uit și aici, pentru că aici, din ce am înțeles, a arătat și celelalte variante, au avut foarte, foarte multe variante de Adidas până să ajungă la asta și de asta sunt foarte, foarte curios, chat, sunt foarte, foarte curios cum arătau și celelalte variante pe care ei le-au refuzat. Haideți să vedem. Brandul meu de sneakers de la Drăcea, Kicks & Dicks, numărul 143. Neața Mariusicii mei și bine v-am găsit la un nou episod de Kicks & Dicks, emisiunea dumneavoastră preferată, sper. Bă, de ce n-ai mai scos Dicks, emisiunea... Frumos, frumos ăsta aici, frumos frigiderul, frumos generat cu ei aici, aici. ...dumneavoastră preferată, sper. Bă, de ce n-ai mai scos episoade de o grămadă de timp? Efectiv, nu m-a întrebat nimeni. Glumesc, m-au întrebat doi oameni pe Instagram, îi pup. Ce mai faceți? Cum sunteți? Eu recent, adică azi dimineața la ora 4 și ceva, am terminat filmările pentru filmul Bass House, film pe care o să-l regăsiți pe 24, parcă 20 și ceva aprilie. Însă, nu de asta 26. Suntem aici astăzi. Și anume, mi-am lansat Adidas. Îi găsiți pe site-ul grav-sport.ro sau grav-sport.ro, dar mai ușor cu liniuțele. Dar stați, nu cumpărați acum! Singurul terminat de pe planeta asta care își promovează Adidas și zicând oamenilor să nu cumpere. Bravo, Crețu! Noi, mă, omul știe marketing, știu bine să vând lucruri. Aolo, și bineînțeles era să uit. N-am mai făcut de ceva timp emisiunea asta. Să băgăm intro? Nu-l mai băgați direct. Intro! Doamne, cât de slab era Drăcea când s-a apucat de YouTube, doamne! Oho, Larisa noastră care a devenit membru, să rămână mult, Lari, de la Duțu. Duțu, să rămână mult, să rămână mult, Duțu. Acum vreo 3 ani am avut ideea asta împreună cu alți oameni. După care am cunoscut pe cineva foarte șmecher și anume Cristi de la Timișoara, te pupăm. Cineva care se ocupă cu așa ceva, adică cineva care a mai făcut Adidas de-a lungul anilor, cineva cu experiență. Și că am vorbit la bac. Mai băgat eu de la mine, mai știu un cuvânt, mai cineva, dar stai, da. Cineva care a știut cum trebuie făcuți, mai exact, forma lor să fie comod. Sunt comozi, de comod sunt comozi.
dar aveți grijă la măsuri. Mie mi se par un pic ca măricei, un pic ca măricei 44. Mi-aș fi luat, cum se numește, eu mi-aș fi luat 43, dar mi-a trimis 44. Ozi, să fie și funcționale, adică să poți să mergi în ei, desigur. După... N-am mers în ei foarte mult, am făcut doar câțiva pași, am filmat pentru clipul de mâine, o să-i vedeți și un food la mine. I-am probat ca să vedeți și voi cum arată în picior. Care, în ceea ce privește aspectul, am lucrat și cu un designer, ne-am sucit de doar vreo 500 de mii de ori, probabil. Dar, în schimb, vreau să vă arăt cum arată prima variantă. Lach. Mama mea... Bine că n-ai scos așa ceva, drăcea. Mamă, e ordinară. E ordinară, e absolut ordinară. E absolut ordinară, frate, absolut ordinară. Mamă, bine că n-ai scos-o pe asta. Dar nu îmi displăcea limba, uite, vedeți că era un fetang aici, vedeți, era o limbă mai groasă. După care am ales forma, bineînțeles, a trebuit să ne mai pierdem în alte 50.000 de detalii, în sensul că aveam deja o bază și după aia fiecare venea cu idei, mamă, vreau și de-aia, bagă-mi și de-aia, frate, trebuie să facem și o nebunie de-aia, pune acolo pe ei să fie sorcove. Iar acest proces a durat foarte mult și este clar din cauza noastră. Pentru că nu ne-am coordonat noi, ceilalți hândrălăi de la București. Cumva anul trecut găsisem varianta finală cu o anumită talpă, pentru că da, tălpile sunt cumpărate direct, nu deținem tehnologie ca la o fabrică Nike. În sensul că nu aveam noi cum să o facem 3D de la zero. Și pentru că între timp a început și războiul și au intervenit o grămadă de alte necazuri în toată lumea asta, bineînțeles că tălpile alea pe care le voiam nu s-au mai comercializat. Cel puțin în România. După care, cea mai... Da, mi-a povestit și mie, drăcea, tălpile pe care voiau să le folosească inițial erau din Ucraina, ca să înțelegeți, și a început războiul și asta a fost. Mare greșeală pe care am făcut-o a fost a mea. Am vrut să văd cum ar arăta Adidas-ul final, fără ca partea de sus să fie prinsă propriu-zis de talpă. Le-am primit așa pe bucățele și le-am îmbinat eu, am zis că îmi dau seama. În sensul că am primit un pachet cu partea de sus și cu 3 modele de tălpi. Câte modele de tălpi, Adi? 3, p***a mea! Nu mă satur niciodată de gluma asta. Scuze. Te pup, Adi. Le-am pus eu așa aproximativ pe toate 3 să văd cam cum ar veni. Am ales una și am zis, gata, tata, ăla e, ne ducem internațional. Dăm drumul cu ei, am zis eu. Și am dat startul cu talpa aia la cele 200 de perechi sau 200 și ceva, pe acolo. În jur de 200 oricum. Au fost livrate toate cele 200 de perechi, în sensul că erau... Bă, mi-a povestit și mie, stați să auziți, bă. În București eram foarte aproape să le lansăm. Moment în care am deschis cutiile alea, am scos prima pereche și bă, băiatule, necazul de pe cer și de pe lume ce era acolo. În sensul că eu nu luasem în calcul faptul că atunci când prins propriu-zis partea de sus cu talpa, se mai fură câte 2 cm. O problemă foarte mare, băieții știu ce zic. Arătau a ceva rău de tot, dacă, nu știu, vă las o poză aici, arătau a... Mama mea... Vai, cum arăta tău boxul, vai... Dar nu... Bă, să știi că îmi plăcea mai mult limba aia veche, drăcea, deci no joke, îmi plăcea limba aia veche mai mult. Taria 51, te pup, bună seara. Bă, nu pot să zic că îmi displăcea, gen, nu, chiar nu eram așa de supărat, gen. Pantof de bowling, era ceva... Ăștia sunt ordinari. Dezastros, bă, cumva partea asta de sus rămăsese intactă, arăta absolut super ok. Bă, și când s-a lipit talpa aia ferească, Dumnezeu, așa că la acel moment am văzut doar 2 variante posibile. Să-i vindem așa cum erau, deși nouă nu ne plăceau, sau să-i refacem, adică să-i trimitem înapoi să se scoată toate tălpile manual, iar aia care nu se strică în acest proces, pentru că se strică când scoți o talpă asta, câteva perechi s-au stricat, să primească o talpă nouă. Și bineînțeles că am ales a doua variantă. Bă, și imaginați-vă că drăcea aici, am vorbit cu el și au pierdut perechi de Adidas doar pentru faptul că au schimbat talpa. Uite, asta e un lucru care mi se pare de mega apreciat. Dacă ei nu au fost mulțumiți, chiar dacă au riscat pe banii lor să pierdă niște bani, bă, ei s-au dus până la capăt și au făcut ceva astfel încât să fie ei mulțumiți pentru ei. Plus de asta, imaginați-vă că, cum a zis și Duțu mai devreme în secțiunea de comentarii, în chat, bă, e, cum se numește, e prima pereche de Adidas făcută de ei. N-ai pretenții. Ați văzut cum arăta prima pereche făcută de Nike? Era făcută într-un toaster de la de vafe. Adică hai să fim serioși. Mie mi se pare că pentru momentul ăsta în care suntem acum, ce a făcut drăcea aici este big like, sincer, din punctul meu de vedere. Așa că dacă vreți să intrați grav-sport.ro, vedeți acolo, nu m-a plătit pentru asta. Dar poate să mă plătească și dacă o să vadă vlogul ăsta, poate să-mi trimită 12 lei pe Revolut, că-s ok. Putem să facem o plăcut. Nu, glumesc. Bă, mi-a plăcut foarte tare, mi-a trimis, i-am zis din prima, bă, respect chestia asta, că a avut tupeu, că a avut tupeu să scoată o pereche de Adidas și a reușit să facă asta, încât am zis, bă, te ajut cu ce se poate, facem ce promovare, orice gen, efectiv, bă, wow,
I like it. Mie-mi place chestia asta. Mi se pare că un om care a reușit să facă o pereche de Adidas înseamnă că chiar își dă interesul pentru chestia asta și sunt șanse ca pe viitor să vedem perechi mult, mult, mult mai forță decât asta, dacă din perspectiva voastră o pereche de genul este slăbuță, știi ce zic? Adică nu puteam să vindem un produs în care noi nu credeam. Păi cum să mai credeți voi? Bă, clientul nostru, stapinul nostru, vă rog, cumpărați. Așa că ne-am remontat, am făcut mai puține perechi, în sensul că în momentul de față pe site nu sunt 200 de perechi, sunt mult mai puține. Am ales să scoatem un anumit număr, nu mai știu exact care e, dar o să fie limitat. Pentru o referință, dacă vreți să vedeți cât de cât cum ar veni în picioare, filmați de departe cu o cameră destul de proastă, puteți să vă uitați la clipul meu de la Sala Palatului, acolo i-am purtat prima oară. Și sunt fix ăștia și nu sunt șterși, că am fost după la Full unde am dat mare petrecere cu concert, a fost super tare, păcat că n-ați venit, i-am lăsat fix așa. Au văzut multe. Dar chiar, de ce am pus pe masă în puțiți așa? În cazul în care vă întrebați de unde numele și de unde logo-ul, pe cuvântul meu dacă mai țin minte. Cred că cuiva dintre noi a plăcut numele grav și adevăr e că sună bine, nu pentru niște Adidas, dar sună tare oricum. Ca detalii tehnice, dacă vă interesează, pe partea de sus avem piele și piele întoarsă, iar în ceea ce privește talpa, bineînțeles, un poliuretan obraznic. Pe exterior, după cum bine se vede, avem un mare G de la grav. Bă, frate, n-aveți idee cât mi-a luat să mă prind că ăia de acolo, că ăla e un G, frate. Eu mă tot uitam și nu înțelegeam ce-i semnul ăla de acolo. Mă tot uitam așa ca tâmpitul și nu-mi dădeam, frate, seama ce-i semnul ăla. Efectiv, nu-mi dădeam seama ce-i semnul ăla. Și eram la modul, bă, unde-i G-ul? El îmi zicea pe clip că-i G, eu ziceam unde-i G-ul, dar în fine, o să vedeți și pe canalul mare unde am vorbit cu el clar de perechea asta și am avut și perechea pe masă tot timpul. Grav. Iar pe interior este tot un G pus în oglindă, gen întors invers. De ce am făcut asta? Mor dacă mai ții minte. Mi se pare și amuzant că ne-am apucat acum, cred că mai bine de 3 ani, sincer, de ei și am tot băgat idei. Și să-mi bă, dacă mai ții minte de la ce am vrut unele chestii, de ce le-am vrut. Dar arată mișto. În partea din față, pe toebox, bineînțeles că avem și niște găurele, pentru că țineți minte ce am zis în toate episoadele. Aerisire, 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 aerisire. Și ce mi se pare mie foarte dășit și foarte drăguț din partea noastră e că am pus și la călcâi în capăt și pe laterale cam același sistem, pentru că... Da, pentru că e foarte ușor, respiră mult mai bine piciorul. Aerisire, 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 aerisire. Inițial aveau și codiță din aia la spate ca la Jordan 6, dar am scos-o pentru că era mult prea. Ce am vrut noi la Grav e ca primul model, adică ăsta, care se numește OG, de la Original Grav, să fie cât mai mișto posibil, dar să fie și cât de cât simpluț. Pentru că inițial, cu toate ideile aruncate la masă și ulterior făcute, sorcove direct arătau foarte rău. Nu știu dacă mai am pe undeva pe aici, s-ar putea o variantă de cu de toate pe ei. La tălpici iară ne-am căcăit destul de... Foarte tare tălpici ăștia, i-am zis și pe clip, s-au părut foarte, foarte tare că au pus tălpici ăștia. Sunt curios cum o să se întrețină această pereche și mai ales tălpici ăștia. Bă, Sergiu, să știi că perechea asta acum, în momentul de față, din punctul meu de vedere, este o pereche pe care ți-o iei pentru a-l susține pe Drăcea și a susține chestia asta. Gen, la modul... Nu e neapărat o pereche de Adidas, să zici, focul de pe lume. Adică nu te aștepta ca Drăcea să fie acum Virgil Abloh sau să fie Rahat Nike. Că ei n-au avut mecanismul din spate. Dar este o pereche care, again, este purtabilă 100%. Este 100% o pereche care o să țină în timp. Nu este probabil cea mai arătoasă, știi, din punct de vedere estetic. Dar în rest, pereche e coolă să fac, frate, 550 de lei o pereche de Adidas și plus de asta îl susții și pe Drăcea și plus de asta, bă, susții un om care vrea să facă chestia asta. Și eu vă zic că pe viitor, cu mai multă muncă, o să iasă chestii mult mai foc. De mult, pentru că inițial am luat unii ieftini, simpli, după care am aflat de unii mult mai mișto cu alea că de tehnologie și... Bă, mă tot gândesc, Ianis, să fac un... Mă tot gândesc să fac o chestie cu îi port 2 săptămâni să vedem cum se comportă sau îi port 7 zile să văd. Am purtat 7 zile perechea lui Drăcea să văd cum se comportă și așa mai departe. Dar o să vreau efectiv să dau un pic de balamuc ca să văd cum rezistă. Bineînțeles că am mai scos un bănuț acolo și am luat din aia buni. I-am și personalizat și oricum până la urmă era mai ok că am luat pe aia cu tehnologie, că trebuie să fie și bine la picior, nu doar să arate bine. Sau puteți să-i țineți în vitrină, voi decideți. Și am vrut neapărat ca elementul ăla, știți cum zic eu în toate clipurile, locul ăla unde e plin de detalii, bă, am vrut să fie tălpicul. Mereu mi-am dorit niște tălpici din ăștia colorați. Am folosit pattern-ul cu tiparul ăla de la OG, sigla pus acolo jos de tot. Eu zic că arată bine. Plus că n-aveau cum să arate la fel. Nu există niciodată. Un detaliu care însă a supraviețuit după scandalul ăla de la masă cu toate căcaturile adăugate extra a fost acest keychain care are logo-ul brandului și care de asemenea să știți că se desface absolut ușor. Nu am vrut să fie ca la o foaie etichetele alea să trebuiască să le rupi, îi puteți purta cu sau fără cum vă vrea inimioara. Nu-i purtați cu, vă rog. La doar 500 de bani. În ceea ce privește cutia, bineînțeles că a fost dorința mea să aibă asta. Vedeți?
Bă, v-am zis, în fiecare episod, eu nu vorbesc, adică vorbesc aiurea, dar sunt sincer, mă. Am vrut neapărat să aibă sistemul ăsta și mă bucur. Am vrut să fie cât mai simplă, neagră, fără cine știe ce detalii, să fie fines. La hârtie, în schimb, am folosit albă simplă, super basic. A existat la un moment dat o poveste pe care poate o să o facem. Am vrut să facem cu niște hârtii de ziare, iar pe ziarele alea să fie scrise povești cu ursulețul, mascota cum ar veni, când a făcut crime, când nu știu ce, să fie poza. Mi-a povestit și mie, Drăcea, foarte tare chestia asta. O idee foarte tare, dar real vorbind, dacă ne apucam să facem asta, cred că scoteam la anul clipul ăsta. Așa că am zis, hai să lăsăm hârtie normală deocamdată și vedem cum merge și după aia ne mai aruncăm la alte detalii. Pe cutie găsiți măsurile Europa, UK și US. Și ce mi-am dorit mult de tot este să se vadă forma Adidas-ului acolo desenat micuț în stânga, așa, cu alb-negru. Din nou, e doar pentru obsedați. Asta e ce am vrut eu. Pe partea de poze vreau să-l pup pe fratele Alex, o să pun... Asta e chestia, chiar e mega fericit că a făcut chestia asta și eu chiar mă bucur, bă, că cineva chiar s-a chinuit să facă așa ceva și, bă, big up pentru perechea asta de la Drăcea. Tinele pe Instagram, care e grav... Bară jos sports, dacă nu mă înșel. Îl pun în descriere oricum, dar cred că așa e. Îl pup, a făcut niște poze, dă-te-n... Te-a scos mai mult decât maximul din ei. Iar pe partea de site, Alex Burlacu, Web Design Express, numărul 1. Mi-a făcut și la Haosat, mi-a făcut și site-ul meu oficial, a făcut și la băieți o grămadă de chestii. Credeți-mă, e dășit, e tata lor pe site-uri. Dați un ochi acolo sau scrieți dacă aveți nevoie de ceva. Și în rest, ce să vă mai zic, ne-am chinuit destul de mult la ei. Am vrut să-i lansăm doar când erau gata, când ne... A, da, și fă suicat. Bă, poze pe Adidas și pe chestia asta e regele Făsui. Fratele e regele la pozele alea. Au plăcut cum e efectiv regele. Arată? Nu avem foarte multe perechi în prima fază. Vedem cum merge vânzarea. Puteți să intrați și pe Instagram dacă vreți să vedeți și alte poze decât cele de pe site. Și dacă îi cumpărați, pe cuvântul meu că aștept cel mai real feedback de la voi. Adică dacă v-ați cumpărat, puteți să-mi scrieți mie, puteți să scrieți pe pagină. Bă, îmi plac, bă, sunt mișto, bă, sunt un căcat. Nu sunt comozi, îmi transpiră piciorul. Astea le șterg oricum că le știu. Nu, glumesc, la modul cel mai serios. Dacă vi se pare ceva super nașpa la ei sau vi se pare că ar merge îmbunătățit ceva sau bă, sunt ok, dar la urmă... Exact același lucru puteți să-l faceți și cu G-Bai Georgescu. Toarea pereche ar fi tare să nu știu ce. Scrieți-mi, nu e nicio supărare. În teorie sunt testați, i-am avut, i-am probat și înainte de ăștia am avut mulți alții. Poate fac o poză dacă am chip să scot toate astea de aici. Să vă arăt câte alte prototipuri au fost. Fix aici, văd două. De fapt, hai mă să vă dau să nu ziceți că sunt bune. Ce ziceți de răpănoși ăștia? Autei. Purtați. Pac, Giorno Italia. Dar vedeți că nu s-a făcut talpa aia așa rău. Ia, oribil. Iar dacă treaba e bună și chiar se vând și merge și o pereche bună, 2-1 nu zic, dar l-avem deja în minte, cred că o să fie, sper să fie cel puțin la fel de tare. Atâta și cu episodul de astăzi. A dat la mine idei ce o să fie 2-1, deci la mine vă uitați pe canalul mare. Nu uitați de haosat.ro și acolo mai bag hăinuțe la prețuri mai mult decât decente, zic eu. Din păcate nu avem cuvântul zilei la episodul de astăzi pentru că am vorbit mai mult din suflet, bineînțeles scriptat, scris înainte azi la radio, dar hei, de p*** să mă iei. XOXO. Încă un membru dat de Duțu, să rămână mult Duțu, să rămână, să rămână, să rămână la Sică, să rămână la Sic A. Bă, e mișto perechea, chiar e mișto perechea, nu am ce să zic. Give it a shot, adică chiar merită să give it a shot la perechea asta. Poate o să-i facem un test de durabilitate, să vedem cum se comportă. Uitați, am făcut și asta pe clip și așa mai departe. Vedeți că se menține foarte, foarte bine perechea. Adică mie chiar mi se pare că se menține foarte, foarte bine. Plus de asta, nu ai stres cu ea, efectiv. Mi se pare că nu te chinui absolut deloc să o porți. Și plus de asta, bă, în picior vine destul de chunky. Adică talpa o face să fie interesant de chunky. Nu știu cum să zic, e interesant de chunky. Nu știu, e ceva interesant la ea. Dar let's go, you can give it a shot. Grav-sport.ro, puteți să intrați acolo să vă uitați la Drăcea, 550 de lei perechea asta. Big up Drăcea, bravo pentru perechea asta și felicitări și baftă în continuare. Vreau să vedem. Trimzi, dar ne-am uitat odată. Ce-ai? Ne-am mai uitat odată. Cât am vorbit să mă bată mama, zici că e vlog de ăla, m-am despărțit de Ariana Grande. Ce p***a mi-am vorbit atâta? Parcă interesează pe cineva. Păi am scos niște Adidas, tu te... Cât mai stai, Geo? Bă, mai facem o reacție și gata, chat, îmi pare rău o reacție. Mă duc să mai iau un nesimțit de asta și mă întorc și mai facem o reacție și gata, suntem gata pe astăzi.
Da, Big W, Duțu, îți mulțumesc mult, îți mulțumesc mult, chiar îți mulțumesc mult, Duțu, pentru toate astea. Chat, ia băgați acolo Big W pentru Duțu, vă rog, Duțu, băgați acolo Big W, îți mulțumesc mult, Duțu, mă întorc imediat. Chat, trebuie să mă apuc de sport. Trebuie să mă apuc de spor, vere, că am spatele făcut varză, vă jur, de spatele meu este făcut absolut varză. Uită-te la Jimmy. Bă, nu știu, ne uităm la ceva scurt, asta e chestia. Nu vreau să mă uit la ceva foarte lung. Stai să vedem la ce putem să ne uităm pe YouTube, la ceva mai scurtuleț, dacă mai ieși ceva nebun pe YouTube acum. Gata, ne uităm la Vom Ghici, youtuberul bătrân de la Mitsu 2.0. La ăla ne uităm. Ia zi, Duțu, la ce să ne uităm pe Trutusol? Hai că ne uităm acum. Scuze, bă, îmi pare rău să știi, că n-am făcut nimic cu intenție. Suntem pe Trutusol, continuu. Sper să nu mi se vadă vreo adresă sau ce. Așa, mi-ai zis ceva ăsta Hellstar-ul. Bă-s mișto rău de tot produsele astea noi de la Hellstar, chiar îmi plac, gen. Chiar mi se par cool as fuck, gen, toate produsele astea noi de la Hellstar. Cred că o să-mi iau și eu ceva din ele. Zi-mi la ce să mă uit, Duțu. Ăsta, hoodie-ul ăsta, vă sparge rău de tot. Rău, și tricou ăsta îmi place. Am un tricou Next Level Angel. Ia stai să vedem. Next Level... Vezi că nu-i rău ăsta la 150 de lei. Nu e foc. Gen, nu e foc cu foc, e prea un pic prind de Bershka. Dar, e așa. Ia, haideți, fiți atenți. Deci, tot ce vedeți voi scris aici în română pe site-ul celor de la Trutusol, just an idea, ca să știți. Este scris de mânuțele lui Larisa, deci, dacă nu vă convine, pe ea o înjurați. Ia să vedem, unde-i blogul? E în foz aici? Blogul Trutusol, ia să vedem. Da, să vedem în română. A, e doar în engleză, ok. Ia. In quality to value of that health are go așa, it's not coincidence that in a few years his popularity had exploded among young and ok. Bloc sus. Uită-te la Rami, e prea lung Rami, nu mai am timp. Salut, Iani, salut. Ne uităm la Mitsu. La asta cu ghicesc youtuberii, la asta ne uităm. Da? Că nu mai am timp. Vreau să... Ideea e că oamenii cred că e un brand satanic. De ce ar crede asta? Oho, zâmbărețu, ce faci? Când să fac reacție la Nike Dunk Powerpuff? Vezi că scate rink.
Te pup, zăbărețu, te pup. Haideți că ne uităm imediat aici. Că nu se mai poede și după gata, că la 9 trebuie să plec spre filmări. Am filmări cu Albert și cu sora lui. Și cam asta este for today. Sunt ok materiale, că vreau să-mi cumpăr de pe Trutusol. Ce vrei să-ți cumpere, Adam? Oho, te pup, Burdușel, ce faci? Stați un pic. Ok. Haideți să ne uităm la Mițu, care ghicește YouTuberul bătrân și câștigă. A intrat și Cristi pe final de live. Târziu. Târziu, rău, Cristi, târziu. Târziu. Haideți să ne uităm acum la Mițu, cum ghicește YouTuberul bătrân. Let's go, let's go. Astăzi vom încerca să ghicim vedete de când vor fi bătrâne, varianta lor bătrână. Bă, ce naiba s-a întâmplat? Eu nu mai au nimic, stați un pic chat. Stați un pic că nu mai au nimic. Da, e final de live, gata. Am filmări, fug. Iar cine ghicește cele mai puține va trebui să fie torturat de către celălalt în zăpadă la minus 10 grade atât sunt astăzi. Hai să vedem, ești gata? Da. Hai, încep eu, uite prima poză. Ia. Dorian Popa. Dorian Popa sau Horia Brenciu? Da, mă, să vedem, tată. Faolo. Ce zice așa, cine? E destul de grea puțin. Eu zic Dorian, după nas. Țin, zic eu. Băi, cine e, mă? Deci dacă mă iau așa după corp, cine e, mă, frate? Stai așa un pic, văd tatuaje pe mâna aia. Mamă, mamă, mamă. Deci eu zic că este cine? Bercea? Da, bă. What? What? Bercea, e real. Zi, mă! Aveam 0. Da, el e. Mamă! Uite, el e. LOL, am nimerit pe Berci aici, nebun, forță. Nu mă așteptam să ghicească. Pă bune, chiar e greu rău de tot. La tine o să încep cu ceva destul de ușor. Hai să vedem. Hai, mă. E Jaxi. Da. 1. What? Bă, n-a arătat Jaxi niciodată. 1. Bun, let's go, continuăm. Da, ce? Ba da, mai stau de vorbă, Cristi, dar spune-mi și mie, când ai vrea să stau de vorbă? Am venit să ne uităm împreună la niște chestii, am stat de vorbă. Cum se numește, dar nu am cum, ghiși ce, pentru că trebuie să plec la filmări, trebuie să mănânc și toate astea. Am intrat și eu live 2 ore, pentru că știți foarte bine, facem luni, marți și joi, iar n-am putut să fac, am fost la ziua lui Zmără. Și astăzi am zis, bă, dacă intru live, pot să intru live doar de la 6, să stau până la 8. Așa că am făcut acest sacrificiu, să zic așa, să stăm 2 ore de live, dar măcar să-l facem, știi, adică măcar să fiți aici, știi? Mai ales că era și ora proastă. Și așa mai departe, am zis, bă, măcar să-l facem, știi, pentru voi. Simplu le-a făcut ea. Simplu și la mine. Gami, marș, cum arată Gami. Gami. Vai. Mamă, cum arată Gami, moș.
Nu mai e cod de reducere Ianis acum pentru tu, sol. Hai să vedem, te lovesc cu una destul de grea, zic eu. Cam așa stă situațiune. What? Nea alb. Bro, ăsta arată criminal. Negru poza. Nu, dar tu dai și zoom. Am dat așa un pic de zoom că se vedea situația, de-aia crede-mă că nu trișez. Hai să vedem. Nu știu cine e. Hai mă frate că e ușor, uite, analizează. Joi ne vedem, la ora 8, joi ne vedem. Și stăm până la ora 12, sigur. Fizionomie, vorbește, uite-te. Nu știu. Dorian? Nu dau seama. Mamă. Dă-mi indiciu. Nu e pe indici, zi. Hai că am filmat recent cu el, na. Ai filmat recent? Dorian. Recent cu el. Recent, da. E Shelly? No, Dima. What? Dima. Dima, asta este poza originală a lui Dima. Nu seamănă deloc. Da, bă, băi. Bă, dar cu ce soft l-ai fi făcut? Cu ce soft l-ai făcut Mitsu? Ei, seamănă un pic așa dacă te uiți unde trebuie, dacă analizezi esența. Hai să vedem de la parpia. Ia vezi. E ușor, mă. Mamă, Selim, nu? De ce l-a făcut femeie? Nu știu, da, arată femeie, seamănă cu bunica mea. Bine, de fapt l-a făcut femeie pentru că sistemul a detectat că e o față tânără, înțelegi? O față tânără, trăsături așa de tinerel, deci este Selim, tată! Da, wow, e real. Da. Bun, continuăm. Hai să vedem cum stă situațiunea. Următorul youtuber, Sami. Mamă! Sami, bă! Cum arată Zasul! Seamănă cu măruță, țin. Cu măruță? Ok, hai să vedem. Ia! Bă, sincer, frate. What? Deci când mă uit aici așa, zici că seamănă cu doamna directoare de la mine. Efectiv. Dar varianta mult mai bătrână. De iconică poza asta. Băi, iconică. Rafael, nu? Și cred că este Șelică. Corect. Ia! What? Deci fii atent, cu cât sunt mai mici. Băi, eu n-am ghicit nimic, sunt ultimul dobitoc, gen. Eu n-aș fi ghicit nimic în chestia asta, cât de tare cum le-au făcut. Doamne, dar cu cât sunt mai mici, cu atât, gen, dacă e mai mic, te-l face fată din ce observ, what the fuck. Bun, hai să vedem următoarea poză, foarte grea, părerea mea. Deci foarte grea, hai să te văd. Ce poză asta? De ce destul de grea? Nu vine să cred aplicațiile astea cât de bine poate să mimeze efectul de îmbătrânire. Nu știu, nu, deci nu dau seama de nimic. Doar că poartă șapca, nu dau seama. Șapcă, niște... Nici eu nu-mi dau seama. Tatuaje, brățări. Cine are poză? TJ, dar nu-i TJ. Poziția asta așa, cine stă așa la poză? E youtuber, da? Da, hai să-ți dau un indiciu. N-am mai postat gen vloguri sau ceva de mult timp, vloguri. Dar youtuberie, adică are milionul de abonați. Ia uite, să-mi arată că un indiciu are peste 1 milion de abonați. Practic. N-am mai postat vloguri de mult. Practic vloguri, dar altceva poate mai postat. Dar nu vloguri, vloguri. Mac și altele. Cuza! What the fuck? Cuza. Greu, mă. Hai să te văd next. Mamă, cum arăt. Am văzut pe cine aleg eu următorul. Fii atât, dar dau puțin zoom, că te prinzi imediat. Hai, dăm puțin zoom, fă mai greu un pic. Ia. Ia să vedem. Stai, ce? Dacă nu-ți dai seama, nu mai mult. Cine are ochii așa? Ai dat prea mult zoom. Ia. Ah, ok, da, da. Da, Imogen, ok. Da. Păi vezi? Deci el este Imogen. Nu e. Ba da, ba da. Hai, fii atent, ți-l arăt de părintele, e mult mai ofti ca ce, nu vrei să fii terorizat pe zăpadă? Păi tu cuza care nu ai postat de 20 de ani. Și vrei să fac, ți-am ales un pic, adică nu ți-am ales eu, oarecum au fost sortate de către Iulică, da? Hai să te văd, zim cine este domnul. Mădălin. Da, mă. Da, ok, mamă, când era Mădălin mai slăbuț. Poc. Hai, că la mine e ușor după. Da, la mine e mai ușor dacă la tine e ușor, dau zoom. E ușor. Hai, atunci dă un pic de zoom. Na. What? Ah! Oh, Iuliana Bregui? Da. Ok, hai. What? Că sta... Dau și eu un zoom, uite-te aici. Te pup, Angel. Și da, ia. Mai dă-mi un zoom. Vlad Munteanu, Cristi Munteanu, unul din ei, Vlad sau Cristi. Nu-mi dau seama cine. Uite încă un pic au zoom, gata. Că după îți dai seama. Nu-mi dau seama cine e. Ba da, mă, uite, încă un pic au zoom. Haide că ești terorizată în zăpadă. Nu știu. Torturată în zăpadă. Păi nu știu cine e. Poartă șapcă. Cine poartă? Toată lumea poartă șapcă acum. Nu mai dau seama cine e. Denunți? Nu, e Teo 10. No. Este... Cristi. Vlad Munteanu. Mamă, bine că te-a rupt Mițu aici. A zis Vlad, ești nebun. Dacă ziceam Vlad, se pune. Da, hai, te lăsam, că oricum am luat apa. Angel, cu încă 10 lei, băgați aici o inimioară la Angel, băgați like, 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 toți la Angel, să rămână mult, să rămână mult de 10 lei. A, e greu să mai ajungi. Dăm zoom-uri dacă vrei, dăm, nu știu. E aici chiar, trebuie să dau zoom. Hai. Prea ușoare, mă, mișcă e fotbalist de la, cum îl cheamă, mă? Și mișcă e Irinel Columbeanu, de fapt. Danu Vlog! Da, wow, wow, wow. Este aici, tată! Iulia, fă...
Sunt prea ușoare la mine. Ba nu! Ba da, sunt prea ușoare. Uite, fii atentă, îți dau și eu unul ușor. Uite-te, da, da, da. E Rafa. Asta e Rafa, da. Da, bravo. La știu, pa, era papelus. La mine gata, sunt ușoare acum. Păi și la mine sunt mai ușoare dacă la tine sunt ușoare. Nu, cred. Eu dacă mai mă joc din zoom-ul ca să-mi dai seama, dar așa nu. Uite, ia. Ia. 20? Da, asta e 10. Vai, da, la 10 aveți că era bine replicat trăsăturile de pe față. Și am dat zoom. Let's go! Uitați-vă cât de zoom i-am dat și tot și-a dat seama. Bun, următorul la mine. Ah, cred că a văzut, vă. N-am văzut. Uite, următorul. I silent. What the fuck? Știu poza. Ia, uitați. Zbâr. Sunt prea ușoare. Da, chiar sunt ușoare așa dacă știi pozele. Păi, tai că eu îți dau un zoom aici. Ia vezi-l pe pican al meu. Pican? Bă, ce repede le știe, bă! Pican, da. Ia, știi aici? Mamă, bare fața iconică, mă, frate. Bare fața iconică și uite acum cum ai dat auzul și tricoul ăla. Of, ai nebunatic, X-Lader, tată! Da. Da, bă, da. Ia nu, că mai nu, am nu. Eu una, fii atent. Ia, hai, a dat-o nu, cum să nu zici? Ia, te-am dat zoom ca să fie puțin mai greu, ca așa dacă ar fi. TJ Miles, nu? Sau nu, e Cianu, frate, e Cianu. Dau zoom, ar fi foarte ușor. Wow, pe asta trebuie să-mi arăți cine e. Da, e cu zoom, dacă dau puțin doar. Da, e Cianu. Da. Cianu. Ia stați un pic, Cianu. Așa, mă, tot sună tata, stați un pic. Stai că mai am una, să vedem. Hai, mai dă-mi una, mai iau un punct să fie treaba, treaba. Da, aici gen, n-ai cum să nu dai seama. Și acum e foarte zoomată și trebuie să-ți dai seama. Nu, aici chiar nu-mi dau da, seama. Da, nici eu nu-mi dau seama. Hai, mă, că dacă dau puțin au zoom, îți dai seama. Nu, chiar nu-mi dau seama aici. Pain? Nu e pain. Da, e pain. Pain? What? Uite-te puțin. Mă, cât de vechi sunt pozele astea, bă, ce poze vechi. Știi cum arată, gen. LOL. Exact la fel, uitați-vă și voi. Bro, chiar e the same. Parpiliano, din păcate, va trebui să te bagi în zăpezică frumos am așa. Am avut poze ușoare eu, frate. Și eu, și eu, și eu. Hai să mergem la zăpadă afară. Hai, Parpiliano, să te văd minus 8 grade. Vreau să începi în felul următor. Să te lași pe spate aici așa fușor. Aol. Hai. Pe spate. Oh, bun. Intră zăpadă mâini. N-are nimic, n-are nimic. La mâini. Așa. Nu pe față, bă, acum... bă, nu pe față. Nu, presărăm un pic așa, presărăm. Presărăm niște zăpăzică. Bă, mi-ai dat în cap. În cap ți-am dat? Ia uitați. Mai ia așa un pic de asta. Am înecat. Te-ai înecat? Ce ne simți de Iulie? A dat Iulie cu picior. A nenorocită Iulica pe parpi. Hai să vedem acum. O să pese anul de aia clasică? Nu pe față, bă. Nu pe față, hai, ia. Ia-o pe asta. Bă, mi-a înghețat capul. Bă, gata, mă, gata. Mi-e milă de ea. Tortura în zăpadă care a durat 5 secunde. Slăbuț. Mai mult piață, hai, nu. Băi, bă, bă, nu uitați să dați like, subscribe. Yes! Așa, mă! Dați like, subscribe, mă, pa, pa! Slăbuț, slăbuț, slăbuț! Mă așteptam măcar să văd și eu ceva cu... Bă, mă așteptam să văd și eu mai mare zăpăd... O zăpăceală de-asta cu zăpadă, o frumos, o ceva, o fricție pe față. Slăbuț așa, de vară cum ar veni. Așa, ce faci ăștia? Hai că mai stau un pic cu voi. Nu foarte mult, trebuie să mă pregătesc, trebuie să mă îmbrac, să mă toate alea și n-am chef, vă jur. Și n-am nici cel mai mare chef de filmare, dar trebuie, n-avem ce să facem, trebuie. Chat, ce faceți? Mulțumesc mult, Angel, de 2 euro, mulțumesc mult de bani de donație, să rămână mult, Angel, să rămână. Chiar îți mulțumesc mult. Bine și noi căștile astea, că iar le uit deschise și rămân fără baterie la ele. Părere Versace, Eros nu-mi place. Mi-am cumpărat azi Margiela by the fireplace-ul, că sunt reduceri la Douglas, l-am luat cu 20% off, am dat 260 de lei, ceva de genul ăsta cu TVA și 220 fără.
Colab Gravix G-by Georgescu, poate, poate, o să vorbesc cu Drăcea, chiar o să vorbesc cu Drăcea de chestia asta, ar fi cool să scoatem o pereche de Adidas gen, chiar ar fi cool. Vă dați seama, gen, cât de cool ar fi să facem chestia asta? Chiar cred că ar fi mega, mega cool. Salut, Musc Anci. Mama, a dat drumul la Risa la ăla. M-a spart, a dat direct drumul la... Chat, nu uitați să-mi dați și mie subscribe pe canalul de reacții, pentru că ghiciți avem și canale de reacții mai nou și știți chestia asta, sper. Da, Georgescu React se numește. Noroc că ni l-au deblocat. GPG, LB, parfum... Bă, nu prea-mi place mie Jean-Paul Gaultier-ul ăla, nu știu de ce. Nu sunt eu fan Jean-Paul Gaultier, dar habar n-am de ce. Poate sunt eu crazy doar. Poate doar sunt eu crazy, dar nu sunt fan eu Jean-Paul Gaultier deloc. What the fuck, bro? Am rupt. Am rupt vlogurile de travel pe canalul secundar. Au spart norma. Efectiv, au spart norma. Vă jur, vlogurile de travel de pe canalul secundar au spart norma din toate punctele de vedere. Fuu, nu uitați să dați subscribe acolo. O să scoți o pereche de Adidas și încă nu am nimic în plan. Adică în cap să știți că n-am nimic de a scoate o pereche de Adidas. Dar o să vedem ce o să se întâmple. Ce o să se întâmple, o să se întâmple până la urmă. O să vedem ce o să fie. Momentan nu pot să zic că bă, așa o să fie. Dar o să fie interesting ce o să fie dacă scoatem și o pereche de Adidas. Plus de asta, bă, mă chinui să fac chestii tari pentru voi. Clipuri noi cu Solomon, că a scos albume top. Bă, vă jur și mie mi-a plăcut rău de tot ce a făcut Solomon în ultima perioadă. O să vorbesc cu... Chiar o să-l sun pe... și tot să vorbesc cu el. Să vedem dacă... dacă facem ceva, dacă nu facem, nu știu, trebuie să... trebuie să vedem, gen. Chiar trebuie să văd. Chiar sunt foarte, foarte curios și eu ce să fac cu Solomon. M-am tot gândit să fac chestii cu el și așa mai departe. Adică chiar sunt foarte, foarte curios. Mai faci unboxing-uri? Bă, mâine filmăm cu Petre ăla, cu ultimele cutii din Return Amazon Palette. Mâine filmăm cu Petre. Îmi pușa YouTube-ul clipul cu Chrome Heart la recomandate și după ce l-am văzut. Bă, da, merge destul de bine, să știți, YouTube. Adică chiar nu pot să mă plâng, gen, mi se pare că totul e super ok. Gen, merge chestia asta super ok, mamă, uite. Vezi, de ce e așa aici? Astea nu sunt aici, Octa, doamne, le-ai băgat la divertisment. Eu când îți zic că astea nu-s divertisment. Da, lasă-le la divertisment până la urmă, știi ceva? Când o să faci un videoclip cu... Măgăcapa, nu știu, chiar nu știu dacă o să mai filmăm ceva cu Andrei, poate reușim la festivaluri, să vedem. Momentan suntem pe discuții cu, să vedem ce se întâmplă anul ăsta la festivaluri, că probabil o să fie foarte mult de treabă și distracție totală cu treaba la festivaluri și pentru mine asta înseamnă vară bulită. Dar, again, nu mă deranjează, atât timp cât iese content marfă, I am ok with that, știi? Dacă nu iese conținut marfă, nu îmi place, mă supără, dar eu zic că e ok. Bate România în seara asta pe Columbia? Habar n-am, chiar sunt curios ce se întâmplă. La cât începe meciul, ce? La cât e meciul? Ca să-mi dau și eu seama pe unde să o iau, că o să am treabă, trebuie să plec din Titan, trebuie să mă duc să-l iau pe Ryan de la el de acasă din Titan și o să trebuiască să ajung în Băneasa, deci înseamnă că ar trebui să o iau pe acolo cumva. Solomon X Supernova, 9.30 începe meciul, ok, pointed. Și eu la 9.30 trebuie să fiu în Băneasa. Am înțeles, ok. Ok. Ok, am înțeles. Bombă. Chat! Ai colecție de fotbal? N-am colecție de fotbal. Solomonic, justițiarul, asta vă doriți, ce combinație bună. Chat, vă mulțumesc mult pentru live-ul ăsta. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați stat astăzi. Îmi pare rău că nu mai pot să stau pentru că ghiciște. Trebuie să mă duc la filmări. Dar mai